Au făcut șocuri subterane ca să-și atingă scopurile. Dom'le, noi suntem organizați acum și trebuie să facem treabă. Numai ce câștigasem așa ceva. N-am nimic niciun fel de treabă. Noi lucrăm în colaborare cu PSD în continuare. Au gestionat banii publici după bunul plac. Banii sunt în cont. E un fel de cazino așa, în care toată lumea pune piesă, dar nimeni n-are bani. Au încercat să intimideze justiția. Nu sunt probleme majore. Au vrut să ascundă adevărul și să controleze presa. Din motivul că, în primul rând, presa tot era cu întrebări. Să vină să întâlnească și cu mine. Au fugit de răspundere. A venit primăvara. Cred că a confundat, nu-i vorba despre mine. Oamenii au dreptul să știe adevărul. Nu discutăm ce a fost, am comentat. Repet, m-a confundat, nu-i vorba despre mine. Aici, sabotorii Gorjului. Aici este multe lucruri noi. Nu poți să faci așa, că ajunge așa, nu? Aici, sabotorii Gorjului. Au făcut șocuri subterane ca să-și atingă scopurile. Dom'le, noi suntem organizați acum și trebuie să facem treabă. Numai ce câștigasem așa ceva. N-am nimic niciun fel de treabă. Noi lucrăm în colaborare cu PSD în continuare. Au gestionat banii publici după bunul plac. Banii sunt în cont. E un fel de cazino așa, în care toată lumea pune piesă, dar nimeni n-are bani. Au încercat să intimideze justiția. Nu sunt probleme majore. Au vrut să ascundă adevărul și să controleze presa. Din motivul că, în primul rând, presa tot era cu întrebări. Să vină să întâlnească și cu mine. Au fugit de răspundere. A venit primăvara. Cred că a confundat, nu-i vorba despre mine. Oamenii au dreptul să știe adevărul. Nu discutăm ce a fost, am comentat. Repet, m-a confundat, nu-i vorba despre mine. Aici, sabotorii Gorjului. Aici este multe lucruri noi. Nu poți să faci așa, că ajungi așa, nu? Aici, sabotorii Gorjului. Bună seara și bine v-am găsit! În această seară, așa cum anunțasem de ieri, avem, eu știu, un trist remember și o nouă dezbatere pe cazul Sorina, un caz de altfel foarte mult mediatizat anul trecut, care ușor s-a stins doar pentru unii care și-au urmărit probabil doar interesele personale. Rămânem noi în continuare pe baricade, aceiași oameni care cunoaștem adevărul și l-am cunoscut încă din fașe, din prima zi, când am luat contact cu acest caz. Rămânem în continuare să nu ne dăm bătuți și să persistăm efectiv în a scoate la suprafață toate mizerile și tot ce încearcă să mușamalizeze un întreg sistem, din păcate, în România, fiindcă aici discutăm de un întreg sistem, nu ne raportăm doar la un inspector de caz sau doar la DGSPC Mehedinți sau, eu știu, mergând pe o scară redusă. Încă din prima clipă când am aflat și când am început să aprofundez speța, să mă credeți că am știut că este ceva putred la mijloc sau, așa cum mi-a spus un bun prieten de-al meu, Ivan, ai dat cu piciorul într-un mușuroi fără să-ți dai seama. Și așa este, cred că am dat cu piciorul într-un mușuroi fără voința mea, sincer. Și înainte de a vă prezenta invitații în această seară, vreau doar într-un singur minut comprimat să vă explic cum am ajuns de fapt eu să descoper acel caz Sorina, acel dosar de adopție, dacă îi putem spune dosar de adopție, folosesc ghilimelele și deduceți că discutăm despre orice altceva, dar numai un dosar cu adevărat de adopție nu a fost. Un bun prieten al meu mă sunase și m-a rugat să merg la Baia de Aramă, unde o familie de părinți maternali și așa mai departe, nu vă întind. Sincer, la acel moment, fiind în Mehedinți, județul vecin, îmi lipseau sursele, am evitat. O dată de două ori
Am fost sunat de Vasile Șerămăt o dată de două ori, de trei ori. Sincer, îl tot răgâneam. Până la un moment dat m-am dus efectiv să văd despre ce e vorba, mai mult pentru a îmi face datoria față de prietenul care mă sunase și insistase chiar să merg să dezvolt puțin subiectul. Nu vreau să vă spun că m-am întâlnit cu copila aia de 4-5 ori atunci, în vremea respectivă. Am discutat și cu ea și cu familia și lucrurile pentru mine s-au limpezit încă din prima zi. Deci era clar că la mijloc se afla un substrat urât mirositor, cine, care era miza, nu puteam să dau seama la vremea aceea, doar de un lucru eram sigur. Puțea îngrozitor. Îngrozitor și înțelegeți ce vreau să spun. Deci un întreg mecanism s-a dovedit ulterior și să dezvoltăm pe parcursul acestei emisiuni, acum când puzzle-ul este aproape închis și știm, am văzut exact despre ce e vorba, care cu care a vâslit în acel dosar și cum de s-a ajuns, iată, după un an și ceva, să cu o ultimă zvâgnire a acestui sistem putred, să nu se dea bătut și efectiv să persiste în continuare într-o mizerie creată chiar de ei, de nimeni altcineva. Da, vom avea o emisiune de o oră, două, trei, cinci, cât vrem noi, fiindcă măcar atâta lucru avem libertatea de a ne manifesta. Uitați, pe cum vedeți, exact în același studio de unde am și, cum să vă spun, pornit în acest caz în urmă cu un an și două luni, dacă țineți minte. Alături de noi se află în această seară domnul Vasile Șerămăt, unul din părinții maternali, Adelina, care este sora, de fapt, și mamă și tot ce a fost pentru acea copilă și pentru sora ei, Andreea. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, mulțumim pentru invitație! Și domnul avocat Victor Dumitrică, un avocat destul de bătăios, care pe mine, să știți, m-a cucerit prin ambiție și prin curaj. Nu în ultimul rând, prin curaj, să țineți minte și o să vă explic după aceea de ce. Bună seara, bine ați venit! Salut, Ivane! Salutări telespectatorilor, celor care urmăresc emisiunea. Deci, ca să încep cu sfârșitul, spuneam despre domnul avocat, probabil un număr foarte mare de avocați în România s-au izbit de aceleași cutume ale sistemului, tineri care au învățat carte, tineri care se pregătesc, tineri care chiar ia în serios un dosar, tineri care răsfoiesc, tineri care merg în fața unui complet de judecată și își expun pe masă, negru pe alb, probele concrete la care domnul complet, cu domnul judecător, cu domnul ce nu mai fi pe acolo, își permit luxul de a sfida și de a lua decizii după bunul plac. De ce? Fiindcă asta e legea în România. Când nu ai o lege a răspunderii magistraților clară, negru pe alb, făcută, vom asista permanent, nu discutăm aici doar strict de adopții, despre orice dosar, despre orice este vorba, le permite luxul de a face ce cred dumnealor. Și iată cum renaște cazul acesta și suntem autori din nou, fiindcă ieri, la Înalta Curte de Casație și Justiție, avem hotărârea din 14 a 7-a din dosarul 415/1/2020, în care, să vă traduc așa simplist, Mihaela Iorga Morar, procuroarea care a cutezat efectiv să intre, să aprofundeze acest dosar, a fost indirect, printr-o sentință, printr-o hotărâre dată, amenințată, aș spune eu, presiune maximă pusă pe dânsa și, în ultimul rând, este o metodă de intimidare care reflectă, de altfel, și în noi, și în avocat, și în oricine altcineva cuteză în această țară să-și arate colții, chiar dacă are dreptatea în mână. Bine am spus și în titlu, când puterea are dreptate, dreptatea nu are putere. Au spus-o alții mai deștepți decât mine, stați liniștiți, dar au spus-o bine. E adevărat. Puterea are dreptate, cu ghilimele de rigoare pricepeți, adică sistemul are dreptate, dar dreptatea nu are putere. De foarte multe ori noi ăștia mici o să reușim până la urmă să le facem un tablou atât de clar al adevărului, încât să nu mai poată fi contestat nici de Înalta Curte, nici de guverne, nici de premier, nici de miniștri, nici de nimeni absolut. Da, și aș vrea să nu mai lungesc eu cu mine, fiindcă oricum avem multe de discutat, să încep în primul rând cu domnul avocat, că este în stânga mea. Cum te simți după un an și ceva de luptă, aș spune, cu nu într-un dosar, că asta n-a fost o luptă într-un dosar și Ivan știe ce spune, fiindcă am fost trăit secundă cu secundă în acest caz. Cum te simți tu după un an și două luni de muncă asiduă în care încerci să le pui negru pe alb pe față absolut toate probele și toate problemele apărute în acel dosar și totuși te-ai izbit, deschizi ușa, dai în zid? În primul rând, e mai mult de un an și două luni. Un an și două luni au trecut de la percheziția groazei, da. Îmi place mie să-i spun.
Noi am început munca undeva prin 2018, prin vară, când dumnealor au luat indirect cunoștință de deschiderea procedurii de adopție față de Sorina, când au apărut acești cetățeni americani în joc. S-au făcut niște dosare disciplinare împotriva doamnei Șărămăt, doar pentru a o putea compromite. Și mergând la DGSPC pentru a studia aceste dosare, am constatat cu stupoare falsurile de acolo, abuzurile celor de la DGSPC, incompetența lor, lipsa de profesionalism, toate făcute așa la vedere. Spuneam că e mai mult de un an și două luni. Atunci am început demersurile, pentru că discutăm în contextul emisiunii, da? Dreptatea, când puterea are dreptate, dreptatea nu are putere. Luând cunoștință, în mod nemijlocit, de aceste abuzuri, de aceste falsuri, de aceste încălcări evidente ale procedurii administrative a adopției, am făcut demersuri. Principalele demersuri au constat în formularea unor plângeri penale împotriva funcționarilor de AGSPC Mehedinți pentru abuz în serviciu, pentru grava lor neglijență în întreprinderea atribuțiunilor pentru care sunt plătiți de către stat, de către noi. Și ne-am lovit, așa cum spui tu, de un zid. Zidul reprezentat de lipsa de dorință a procurorilor pe care i-am sesizat, a polițiștilor care au fost repartizate spre soluționarea dosarele, plângerile noastre penale. Mi s-a spus la un moment dat de către polițistul chemat să afle adevărul în cauză, care ulterior a și venit la percheziția groazei, nu aveți nicio șansă cu americanii. Și ulterior a dat clasare dosar. Deci până la acest procuror, Mihaela Iorga Moraru, nicio autoritate din țara asta nu a încercat și nu a dorit să afle adevărul în speța soților Șorămât, în speța Sorinei. Nimeni nu a vrut să spună lucruri pe nume și drept dovadă acum singura persoană care vrea să facă ceva și care a făcut ceva este mazilită în cel mai odios mod, cu putință. Când puterea are dreptate, da? Cine e puterea? Sistemul. Se pare că la momentul actual, în sistemul judiciar românesc, există două părți. O parte puternică și o parte mai slabă care se luptă pentru adevăr, din care face parte și doamna Iorga Moraru, care nu are niciun fel de protecție. Și acum, după un an și două luni, vine această hotărâre de ieri, pentru că asta e miza emisiunii de astăzi. Vrem și noi să avem un drept la replică, vrem și noi lumea să știe adevărul, să știe ce înseamnă hotărârea asta de ieri, cum a fost posibil ca ea să fie dată, ce relevanță are asupra procesului, procedurii de adopție în sine, dacă în vreun fel contrazice ce ai descoperit și tu, ce a descoperit și doamna Iorga Moraru, și toți ceilalți jurnaliști, ce am descoperit și eu în dosare. Are vreo relevanță această hotărâre în economia dosarului? Ne contrazice în sensul că această hotărâre atestă caracterul legal al adopției? Nu. Este o șicană, scuzați-mi expresia, ordinară, pentru a compromite un procuror care vrea să-și facă treaba. Victor, te întreb doar o secundă, până să-i dăm cuvântul. Când ți-ai dat tu seama că, de fapt, discutăm despre o bătălie în alte sfere în acest dosar? Și când spun alte sfere, tu înțelegi ce vreau să spun. Adică nu ne raportăm la o Morjean, Violete și alte Margarete, ce presupuneam noi în prima fază, în prima fază când am discutat cu oamenii ăștia. Eu, sincer îți spun, m-am dus după schemă și am rămas acolo undeva la DGSPC Mehedin, zic, cine știe ce combinație, ăștia o șpagă de aia de câteva sute, mii, maxim. Aici stăteam eu în primele zile, repet. Știi când de fapt, oameni buni, ca să vă spun tuturor, știți când de fapt mi s-a topit punga de gheață după cap și mi-am dat seama că chiar am dat cu piciorul într-un mușuroi? Când am mers cu Digi24 și au filmat, au luat două voxuri, două interviuri firești la directoarea școlii și nu mai știu cui pe acolo, dacă mă știu chiar dumneavoastră. Dar interviuri firești banale ca pentru o știre, repet. A apărut știrea, a apărut pe site, a doua zi au șters absolut tot. Ba mai mult decât atât, simultan,
Ambasada SUA iese cu un comunicat în care spunea că retrogradează România pentru lipsa de măsuri în ceea ce privește traficul de organe, traficul de persoane și așa mai departe, coincidență fiind, bineînțeles. Eu la început chiar aplaudam, salutam decizia ca să-mi dau seama ulterior că, de fapt, un întreg sistem se activase. Din momentul ăla ni s-a pus plasturile pe gură, foarte greu am scăpat la RTV, am fost de dor, mi-aduc aminte eu în perioada aia, la București. De atunci țipam în gura mare că aflasem pe alte surse, nu ce îmi spunea mie Vasile și cu Mariana Șărămăt, că nu eram nicio nebun să mă apuc să reproduc ce îmi spunea oamenii strict. Mi-am dat și eu drumul la sursele mele prin Mehedinți, mai greu dar m-am mișcat, după aia la Craiova și am avut confirmare de pe atunci că în dosar sunt falsuri grosolane, cum le spun eu, adică semnături făcute în fals în numele altora și o întreagă procedură jucată în picioare. A trecut un an și două luni. Cum a intrat Morar în dosar a Săpat și le-a găsit negru pe alb, cum ia uite cum din partea cealaltă sistemul vine urgent să-i pună plasurile pe gură sau mai grav, dacă se poate, să ne ia pe toți, eu știu, să ne bage într-un cazan de smoală, să nu mai vorbim, să tăcem din gură. Și vă spune asta Ivan, cel care în niciun caz nu crede fake news-uri de genul ce apăreau pe anumite site-uri făcute de nemernici, că Sorina în America i-a luat deja rinic, i-a pus-o taică-su. Eu nu ascult de așa ceva, nu mă uit la așa ceva și nu cred așa ceva. Bine, dar asta nu înseamnă că nu iau de bun fenomenul în sine. Discutăm despre o adopție, despre un copil crescut în sânul unei familii de la un an și ceva, un copil care a plecat din România peste ocean în momentul de față și dacă totuși legea există pentru toată lumea în țara asta, ar fi trebuit să existe și în acest dosar. Și cineva să plătească, nu un inspector de caz. Subsemnatul nu se mulțumește să vadă, a început urmărirea penală, am văzut împotriva lui cu tare inspector de caz că a făcut 5 falsuri din dosar. Dragii mei, pe acele 5 falsuri un judecător a dat o sentință, nu? Pe acele hârtii false, v-am spus, simplificăm lucrurile și le ducem la sfera unui imobil de retrocedat. Dacă primăria îmi dă proces verbal de poziție, fals. Dacă îmi dă titlul de plată, fals. E normal că judecătorul îmi dă casă și nu mi-aparține. Ia oricăruia dintre voi. Același lucru este. Pe documente false, ca să eliminăm orice discuție vis-a-vis de ce spun unii și alții, nu se discută o sentință judecătorească. Babă, o discut. Dacă e cu falsuri, dosarul căptușit și un judecător dă o soluție în baza unor falsuri, discut oricând în rezerv dreptul eu ca român. Bun? Să lăsăm poveștile deoparte, că aceste contre le aveam la RTV cu un userist celebru în dreapta mea, care spunea, o hotărâre definitivă nu se discută. Serios? El bolborosește prin paie toată ziua, prin dorobați, prin cafenele, vin seara prin studiouri și vorbesc. Dar ei nu cunoșteau cazul în esență, nu vorbiseră cu 15.000 de surse. Ei vedeau și pe la televizor, se antepronunțau. În fine. Dar nu știau cum s-a dat hotărârea aceasta. Aici e problema. Înțelegi, eu nici judecătorul până la mână nu-l condamn. Dacă judecă pe documente și nu îi se aduce la cunoștință. Dar dacă cumva eu ca apărător, ca avocat, că-i Dumitrică sau oricine altcineva, vine și spune, domn judecător, la fila 14 ai un proces verbal, e fals. La fila 28 ai un proces verbal, e fals. La fila 38, mai cu tare, e fals. Și tu, domn judecător, persiști să-mi fie cu iertare, ia-ți roba, ia-ți capre, marși acasă. Crezi de judecător bun? Că nu ne jucăm aici încă o dată cu viețile oamenilor sau cu o întreagă națiune, mergând de 30 de ani din cutumă în cutumă, arătându-ne doar forța pe care o avem noi ca magistrați. Bun? Că ne permite legea nouă, ne apără și când dăm cu ciocanelul în masă, dăm cum vrem noi. Dar să dai o hotărâre judecătorească în 10 minute este strigător la cer. Nu, este un ordin. Da, aici a fost, exact cum a spus cineva, o clică de avocați, de procurori, de judecători care au dus la complot, adică ca să dea o hotărâre în 10 minute, adică să distrugă viața unui copil. Deci, mă înțelegeți, avocatul Belulescu, fiind soția lui judecătoare, iar avocatul Loloianu, iar tot la fel soția dânsului, a fost judecătoare. Deci este o clică, deci acolo este o... Acolo s-a format o... Dumneavoastră rămâneți doar aici, văd. Nu vă pot smulge și să vă scot, de fapt, să vă duc și pe dumneavoastră în altă sferă, să înțelegeți, că v-am zis că mă doare gura pe mine, domnul Vasile. Da. Dumneavoastră ești un pământean de la țară. Ca să înțeleagă lumea, pe mine nu putea să mă păcălească vreodată Vasile și rămân cu Maria și rămân și dacă se chinuiau 33 nopți. Deci n-aveau cum. Știam de la bun început că acolo este ceva putred, știam 100% că s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Eu personal am fost la poartă când am filmat, când au luat copila. Am fost acolo. Deci știu acest caz
cu lux de amănunte, ca să înțelegeți. Dumnealui rămâne în continuare, văd, la inspector de casă și la doi judecători, doi procurori la Curtea Apel Craiova. Nu, aceia sunt niște executanți care dacă mâine ar fi ridicați și luați frumos la bani mărunți, vă garantez că ar spune piramidal până sus la vârf cine a fost în spatele acestui caz. Fiindcă nu a fost nimic întâmplător, nu ne raportăm la o simplă adopție. Cazuri de acestea neștiute de noi probabil mai sunt în România sute. Noi am exportat și ne-am fărâmat resursa în țara asta și ne-a rămas probabil sufletele. Le vindem și pe alea, le dăm și pe alea la export. Asta ne este nouă, atât ne face pielea nouă în România. Asta facem în momentul de față, așa văd eu lucrurile. Chiar dacă v-am spus, poate multă lume a crezut că sunt tendențios la început, când eram atât de ferm. Nu, doamne bun, știam exact ce vorbesc. Încă o dată, când îmi verific două, trei surse și informațiile duc la același rezultat, e limpede că nu poate să fie altceva decât strict ceea ce descoperisem. Adelina, spune și mie că tu am văzut că ești mai revoltată, te-ai mai luat și cu presa pe la centru. Îi salutăm pe această cale, pe tonomatelor, așa vă spun tot timpul, toată viața mea. De-aia v-a dat guvernul 40 de milioane de euro să vă cumpere liniștea, eu știu, agresivitatea când trebuie și să executați așa la buton. Asta sunteți voi presa? Buldozerele care nivelați drumul efectiv în fața corupției în România de 30 de ani. O mare parte din voi, hai să-mi las o marge totuși mică, rău de tot, din păcate. Am văzut cum v-ați activat cu toții acum, toți trolii, toți neghiobii, voi sunteți jurnalism. Băi, jurnalist ești când vei trăi tu, mă, din ce ai tu, rezerva ta, banii tăi în buzunar și nu răspund la comenzi de numănui. Atâta timp cât împroșcați cu noroi la comandă, sunt niște terchia belgea, niște jeguri umane, care n-aș vrea să vă întâlnesc vreodată în viața voastră, nici într-un platou TV, că mătru platou cu voi, cu toată deontologia voastră, de nu vă mai trebuie cât trăiți voi să ieșiți în dezbateri, sau nici măcar pe oraș, să ne întâlnim așa cap în cap vreodată, să vedem ce față aveți, mă, să vă uitați la noi, când văd negru pe alb, ce manipulări, ce intoxicații, ce mizerii aruncați, sclavi sunteți, nimic altceva. Da, Adelina, hai să spun un lucru. E o chestie care e un sfat. Niciodată să nu mai faci imprudența, să răspunzi la provocări la modul ăsta. Să te abții cât poți de mult. Bine? Pentru că ei sunt atât de mulți, tu vezi, da, bine. Noi suntem valoare. O mână de oameni, draga mea. Câțiva jurnaliști au cutezat să ia cazul ăsta, câteva televiziuni, după care s-au stins ușor, ușor. Ei sunt mulți, foarte mulți. Ei au foarte mulți bani, ei dețin controlul, ei sunt sistemul, drag. Tu ai înțeles? Când ai înjurat un discurs de la care scrie cu o pastă otrăvită muiată în banul public, ai înjurat un sistem întreg, să ții minte. Și după aia urmează neghiobii să te facă praf și pulbere, că iau pârghi. În fine. Da, deci eu să știi că așa sunt de fel, reușesc și pun monopol pe emisiuni, că refulez în astfel de situații și eu chiar am trăit cazul ăsta, Victor, cu bune și cu rele, am fost implicat peste măsură. Chiar dacă poate uneori am luat-o personal, să știi? Dar nu regret pentru o secundă nimic din tot ceea ce am făcut. Spune-mi și mie cum vă pregătiți pe viitor. Ce credeți voi până la urmă că șanse, toată lumea, vă spun sincer, chiar și eu, cred că probabilitatea de a mai veni copilaia înapoi sunt infinit de mici. Mai ales că este în SUA. Dacă era prin Grecia, eu știu, pe ci, peste gar, mai pe aproape, da. Dar stăpânii planetei aștia de sub bocancul lor ești greu. Spune. Sunt două întrebări. Două întrebări. Una... pe care ai adresat-o înainte să pui monopol pe emisiune și asta de acum. Haideți să începem cu asta de acum. Spui că personal nu crezi că se va mai întoarce. Personal nu mă interesează părerea nimănui. Personal știu că trebuie să fac ce trebuie ca să iasă adevărul la iveală. Dacă eu nu vedeam falsurile astea cu ochii mei, nu le constatam cu ochii mei, pentru că chiar dacă nu sunt specialist, nu sunt criminalist, nu am vreo expertiză în grafoscopie, dar sunt atât de evident, de ordinare, da, încât se văd cu ochiul liber. Sunt grosolane, sunt fățișe, sunt, cum să spun, se văd și noaptea. Bun, spun că nu-mi pasă de părerea nimănui. Eu sunt avocat aici, am început o luptă, trebuie să o duc până la capăt pentru că cred în dreptatea noastră. Cred că cel puțin avem dreptul să sperăm, ni se recunoască aceste falsuri care au fost întreprinse, care au fost întocmite împotriva noastră, împotriva soților Șărămăt și evident a Sorinei. Asta este răspunsul la cea de-a doua întrebare. Voi merge până în pânzele pentru că cred, sunt convins de faptul că aceste falsuri există. Fără ele nu se putea încuviința adopția în maniera în care a fost încuviințată.
Și am încredere și am prins încredere. De ce? Pentru că după ce ne-am lovit de acest zid al justiției din Oltenia, uite că cineva de la centru, de la cea mai înaltă unitate de parchet din țară, da? Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, a făcut din oficiu o constatare tehnico-științifică în specializare a grafoscopie și a constatat ceea ce eu susțineam sus și tare de prin 2018, adică de 2 ani. A constatat nemijlocit, cu aportul unui specialist, falsurile despre care noi vorbim și țipăm de atâta timp. Deci, ele vor ieși la iveală. Personal, sunt convins că adopția va fi anulată, mai devreme sau mai târziu, dar personal nu pot să merg să iau pe Sorina de acolo. Autoritățile statului român, după ce această hotărâre de adopție va fi anulată, trebuie să facă ce trebuie ca să îndrepte lucrurile. Revenind la prima întrebare, cum am primit hotărârea de ieri, întrebarea pe care ai pus-o înainte să pui monopolul pe emisiune, asta e esența emisiunii de azi, pentru asta ne-am întâlnit. Și sunt foarte multe aspecte care trebuie lămurite aici. Într-adevăr, o hotărâre definitivă, dar o putem discuta, eu o pot discuta ca jurist, pe o hotărâre definitivă și pot să o critic, chiar definitivă, fiind cu argumentele mele. Pot să fiu singurul care susține aceste argumente, am dreptul ca jurist să am o opinie cu privire la o hotărâre definitivă. Și sunt câteva probleme. A fost competentă instanța care a pronunțat-o? Exista reglementată în cod o procedură ca să poată fi pronunțată o astfel de hotărâre? Care sunt efectele ei? Care sunt implicațiile unei hotărâri ca aceasta asupra fondului problemei, asupra ilegalității adopției și ce se urmărește cu această hotărâre? Astea sunt 5 aspecte pe care noi trebuie să le lămurim astăzi, ca lumea să știe că nu ne e frică, nu ne temem după hotărârea asta, nu avem nimic de ascuns, lucrurile stau exact ca înainte, nu s-a schimbat absolut nimic cu hotărârea de ieri, ci din contră se dorește clar compromiterea demersurilor făcute de doamna procuror Mihaela Iorga Moraru, șantajarea acesteia. Că, efectiv, evident, ca să o determine, să o determine să înceteze direcția pe care a luat-o și așa cum spuneai tu ieri, în final să vină un procuror care să pună Batista pe țambar. Fără discuții. Bun. 1. Dacă procedura penală română permitea pronunțarea unei astfel de soluții. Nu. În primul rând, competența aparținea curților de apel pe o astfel de plângere. De ce? Pentru că în cazul de față vorbim de o competență după calitatea persoanei. O să reduc totul la absurd ca să se înțeleagă și e foarte simplu și foarte ușor. Avem în dosar cercetat, urmărită penal, o procuroare care activează în cadrul curții de parchetului pe lângă Curtea de Apel Craiova. Domnișoara procuror Pițurcă. Într-adevăr, dumneaei are grad de procuror din altă curte, dar ceea ce contează, conform doctrinei, conform jurisprudenței, conform legislației în vigoare, este funcția de execuție. Adică gradul tău pe care îl ai în funcția de execuție. Gradul domnișoarei procuror Pițurcă este procuror la parchetul de pe lângă Curtea de Apel. Astfel, o instanță competentă să o judece pe dumneaei este Curtea de Apel, nu în alta curte. Însă, așa s-au rostogolit lucrurile, a se vedea nu întâmplător, ca dosarul să ajungă la Înalta Curte, unde, cum bine știm cu toții, Curtea Constituțională, numai de vreme de anul trecut, a constatat nelegalitatea majorității completelor, pentru că erau formate cu dedicație, 2 oameni buni, al treilea din sistem, ca să obțină judecățile pe care și-le doresc. Deci, competența nu aparținea Înaltei Curți, aparținea Curții de Apel. Dar s-a făcut de așa manieră să se ajungă acolo, pentru că există anumite persoane din dosar sau din spatele dosarului care au rubedenii la Înalta Curte. Bun. Poate să spună specialiștii de drept că nu e o cauză de nulitate pentru că e pronunțată de o instanță superioară în grad. Accept ideea asta, este adevărată, însă trebuie văzut ce a stat în spatele acestui demers aparent nelegal și care a fost interesul. Deci competența nu aparține în alte curți. Asta e răspunsul la prima întrebare. A doua întrebare, procedura. Dacă era reglementată și permisă de lege. Apărătorii soților Săcărin au formulat plângere pe articolul 340 din Codul de Procedură Penală. Ce spune articolul 340?
că se poate formula plângere împotriva unei soluții de netrimitere în judecată, cu care nu ești de acord. Ori noi în dosar, la momentul la care s-a formulat plângere pe 340 Cod Procedură Penală, nu aveam nicio soluție. Adică nu exista un temei legal pentru o astfel de plângere, ca să constate o instanță că i s-a încălcat un drept unei persoane din dosar sau din afara dosarului. Pe 340 nu te poți îndrepta decât împotriva unei soluții de netrimitere în judecată, de clasare. Mai exact. E, au făcut această struțocomilă ca să poată sesiza instanța și să pronunță o astfel de hotărâre. Adică, din start, din capul locului, având în vedere că nu există o astfel de instituție reglementată, temeiul 340 făcea ca această plângere a dumneavoastră să fie inadmisibilă, din start. Inadmisibilă. Au fost 4-5 termene de judecată la înalta curte și parchetul înaltei curți, Shiju, a refuzat să le pună dosarul la dispoziție. Pentru că plângerea era vădit inadmisibilă. S-au făcut de 5 ori adrese ca să-i se pună dosarul la dispoziție ca să studieze. De ce? Îi interesa dacă cumva sunt măsuri de supraveghere, interceptări de convorbiri. Asta s-a urmărit în fond. Asta interesa, da. Să vadă ce în dosar, în niciun caz pe asta. Deci, instanță necompetentă, procedură nelegală, struț o cămilă, era acțiunea inadmisibilă din start. 3. Fondul problemei. Ce a constatat concret ieri în alta curte? A constatat aparent că doamna procuror Mihaela Iorga Moraru ar fi încălcat dreptul la liberă circulație al Sorinei prin ridicarea pentru o scurtă perioadă de timp a pașaportului în vederea efectuării cercetărilor penale în cauză. Cum e posibil așa ceva? Încă o dată. Cum e posibil așa ceva? Păi noi am făcut plângere acolo, i s-au sesizat din oficiu la Sij, după ce au văzut imaginile cu fetița tărâtă pe jos și așa mai departe. S-au sesizat din oficiu, au venit la Baia de Aramă și au făcut dosarul ăsta. În dosarul ăsta, clienții mei au calitatea de persoană vătămată. Dar și noi am făcut plângere penală. Or, una dintre infracțiunile cu privire la care am făcut plângere penală, am formulat plângere penală, este aceea de fals. Corect. Noi am apreciat că pașaportul are anumite elemente false. Cea mai evidentă era fotografia. Pentru că fetița nu a fost la poză, fotografia e făcută undeva prin 2017, nici nu mai semăna cu Sorina din ziua de azi și lucrurile astea s-au dovedit. Păi dacă eu fac plângere pe fals, nu e normal ca procurorul să verifice temnicia plângerii mele? Corect. Cum verifici tu temnicia plângerii mele când în scrisul pe care eu, despre care eu afirm că e fals, este chiar acel pașaport? O săptămână a luat pașaportul, l-a verificat și după aia l-a dat înapoi. Adică, ce să însemne asta? Că niciun procuror din țara asta de acum înainte nu mai are voie să verifice un pașaport? Păi da. Nu mai are voie să verifice un buletin? Nici măcar o săptămână să nu aibă voie un procuror să verifice un pașaport dacă e fals? Păi avem atâtea infracțiuni la regimul frontierei, de stat, când se trec cu acte false. Este un precedent deosebit de periculos. Adică ce spune alta curte? Niciun procuror nu are voie să ia buletinul, nu are voie să ia pașaportul, chiar dacă există indicii de fals, pentru că încalci dreptul la liberă circulație. Și dacă ăla e un infractor, dacă era un contrabandist, un traficant de minori, un traficant de droguri, s-a pus ieri precedent în jurisprudența românească, în sensul că procurorii nu mai au voie să ia pașapoarte, să le verifice. Chiar dacă sunt legal învestiți cu infracțiuni de fals. Asta este ce s-a constatat ieri la înalta curte. Că prin faptul că a luat pașaportul și l-a ținut o săptămână pentru verificări, i-a încălcat dreptul la liberă circulație Sorinei. A patra întrebare. Ce relevanță are asta cu dosarul nostru? Cu ilegalitatea adopției? Ce legătură are? Niciuna. Niciuna. Pașaportul a fost ridicat de către doamna procuror după ce s-au făcut toate falsurile, după ce adopția a fost încuvințată nelegal pe aceste falsuri. Asta e un eveniment, o întâmplare, un act de urmărire penală întocmit ulterior încuvințării adopției în mod nelegal. Adică n-are nicio legătură cu fondul problemei, dar ei ce vor? Toată presa, toți trolii, cum le zici tu, sistemul ce vrea, să distragă atenția de la fondul problemei pe o chestiune de 2 lei. De 2 lei. Adică nimeni, toți urlă, vai, hotărârea în alta curte. Dar n-am văzut pe nimeni de la București, din presa centrală, să publice raportul de constatare tehnico-științifică, expertiza, care constată falsurile. De falsurile constatate de expertiză, ce nu vor? Prin expertiză? De ce nu vorbește nimeni? Și discută acum despre iarba din burta vaci. De ce o treceți undeva?
supreși. Dacă îmi dai voie, de ce vrei să distragi? Mai am o problemă, lasă-mă că după aceea pui iarăși monopolul pe emisiune și pierdem esența. Fierb, spune. Deci a patra. Am zis, ce legătură ai cu noi? Niciuna. Cu fondul problemei niciuna. Atestă în vreun fel hotărârea de ieri că adopția e legală? Nu. N-are nicio legătură. Și cea mai sensibilă întrebare, ce se urmărește? Aici, bine și spun, compromiterea unui procuror care vrea să-și facă treaba, care și-a făcut treaba, singurul care a vrut să facă ceva, compromiterea unei secții, SIJU, secția pentru investigare în fața justiției, a fost lovită din toate părțile, se caută orice pretext pentru desfințarea ei. De ce? În România nu se vea răspunderea magistratului. Pe mine, ca avocat, dacă săvârșesc o faptă, mă cercetează parchetul de pe lângă curtea de apel. De ce magistrații nu pot fi cercetați de o anumită structură specializată în cercetarea dumnealor? Pentru că sunt zei, domnule. De ce? Le convine mai mult să fie la îndemâna DNA-ului și să fie șantajați cum au fost până mai anii trecuți? Asta se urmărește. Și ce se întâmplă? S-a pus la dispoziția soților Săcărin un document, o hotărâre, în baza căruia pot să o recuze pe doamna procuror. Pentru că intuiesc că asta vor să facă. Repet, în condițiile în care în alta curte nu era competentă, plângerea era vădit inadmisibilă, nu are nicio legătură cu fondul problemei, nu atestă că cercetările ar fi abuzive în vreun fel sau că nu urmăresc aflarea adevărului, ci se urmărește compromiterea acestei doamne procuror care vrea să-și facă treaba. Dar războiul e mult mai mare. Războiul este mult mai mare. Lucrurile nu se vor termina aici. I-au făcut, asta este una dintre ele. Dar mai sunt, de ce nu vorbește presa, de celelalte 5 plângeri pe care soții Săcărin, prin apărători aleși, l-au făcut împotriva doamnei Iorga Moraru și care au fost respinse de Curtea de Apel București, ca inadmisibile. De ce nimeni nu vorbește că CSM-ul i-a apărat reputația doamnei procuror Mihaela Iorga Moraru? Tot la anumite plângeri făcute dumnealor. Adică, Ivane, mesajul ăsta. Este abuziv un procuror care vrea să cerceteze un pașaport fals, dar nu e abuziv un procuror care târăște un minor de 8 ani pe Caldarâm și îl dă cu capul de pereți și de pavele prin curte. Da? Asta. Deci în România un procuror care tratează cu bestialitate un copil, nu e abuziv. E abuziv procurorul care vrea să-l cerceteze pe acest procuror bestial. Haide să comprim cele spuse de tine. O să încerc să așa cum mă pricep, să traduc tuturor și să pe înțelesul fiecăruia. Deci, problema nu se pune strict până la urmă nici măcar de pedepsirea procurarei Pițurca. Nici asta cred că nu îi deranja pe ei atât de tare și nu îi afecta, cât îi afectează faptul că procurarea Morar a pus mâna pe dosar, l-a luat în serios, a scărmănat unde trebuie și a scos acele falsuri grosolane care confirmă tot ceea ce spuneam noi, niște pământeni de la Gorj, de la Baia de Aramă și ce a crezut fiecare om de bine din această țară în acea perioadă. Deci asta este de fapt problema lor, substratul din acel dosar. În niciun caz nu vă gândiți că îi doare prea tare, că ar sacrifica o mâine și pe Pițurca aia. Da, o știți cum, du-te de aici. Fiindcă vă, oameni buni, să înțelegeți un singur lucru. Nu justiția este la noi de fapt o problemă. Nu, la noi este o problemă în cadrul justiției, poate de un complet maxim două, pe o curte de apel, pe un tribunal, pe o judecătorie. Vă spun așa senin și vă spun în cunoștință de cauză. Când avem unul, două complete de serviciu, de servicii, sau cum vreți să le spuneți voi, executanți, am mai spus-o într-o emisiune și vă mai repet încă o dată. Degeaba au 10 complete acolo și dosarele pleacă aleatoriu cu ghilimele. E o vrăjeală de 2 lei să nu le ținea niciodată. Se blochează pozițiile judecătorilor, completelor care nu sunt executanți, adică au prea multe dosare, că oricum au multe dosare toți, să știți, și când dă enter pe calculator, unde s-arunce dosarul cu pricina? Decât la completul de serviciu, care nu e deblocat. După aceea deblochează iar și pe restul. Asta este România, asta e justiția, asta este procedura repartizare aleatorie, vrăjeală de 2 lei, care ne aruncă în loc de 30 de ani. Aleatoriu ne-au făcut cu completele lor de serviciu în toată țara asta, bucăți și bucățele n-au mai rămas din noi. V-am spus, nu rămâne strict în speța, Sorina. Duceți-vă în 11.000 de dosare care ați întâlnit fiecare dintre voi, indiferent pe ce spețe, să vedeți că am dreptate. Cum se întâmplă de orice dosar delicat,
alunecos ajunge pe același complet. Vă duc la cazul Bencuaș prezentat de mine. Ați văzut bine intervenția cu președintele Bencuaș cu mustață când nu mai știa ce să mai spună, făcea ca peștele. Mut. Acel ONG a câștigat procesele pe bandă rulantă la același complet de judecată la un domn Oancean, îl cunosc personal, nu-mi doresc, nu mă interesează, la Curtea de Apel București. Cum s-a întâmplat din 3 în 3 ani același dosar pe aceleași spețe, închidem hidro, închidem cariere, închidem minerit, de la un ONG cu statul român ajunge la același complet? Dați voie să cred încă o dată că întâmplarea asta pute. Bine, Ivan nu poate să creadă asemenea coincidențe pentru nimic în lume. E, asta vreau să vă spun tuturor. De fapt, ei țintesc să-i lovească la picioare sau direct în moalele capului oricine cuteză încă o dată să aprofundeze un dosar care de fapt este ghidat așa pe un palier bine pus la punct, uns, în care sunt implicați, indiferent de structuri ale statului. Eu spun senin că nu poți fără servicii în viața vieților tale să ajungi la nivelul ăsta. E limpede. Putregaiurile alea din servicii care încă văd că țin cu dinții și controlează prin șantaj evident tot ce înseamnă pârghii de decizie, e limpede că sunt implicați și aici și în orice alt caz. Deci nu vreau să vă spun mai mult decât, uitați că e știre de ultimă oră, portocală sau cum îl cheamă până nea procurorul ăla care executa la comanda lui Zeița Dreptății Chioveși, vă spune unul care a fost fan Chioveși. Mamă, ce valuri în tribune făceam când lua Chioveși câte unul acum câțiva ani de zile și am făcut un val, am făcut două, am făcut trei și am văzut că de fapt mă învârca în giratoriu și eu și Chioveși. E, și m-am dezghețat și eu m-am destupat. Mi-am dat seama că de fapt acolo sunt doar selectiv luați așa 1, 2, 3, 4 arestați din cei 4.490 de jefuitori acestei țări și bineînțeles că am renunțat să mai fac valuri. E, uite, luară pe nea portocală reținut, îl băgară jos la beci. Ce să facem acum? Hai să luăm procurorul ăla, să-l mitraliem. Hai, bă, să-l luăm, să-l mitraliem, că dacă mă lua pe mine un pământean de rând, acolo îmi putrezea oasele. Dar când a intrat, ca să revin la Iorga Morar, când a intrat la un dosar care afecta nu un inspector de caz încă o dată, că și pe aia ar sacrifica o mâine și pe Pițurca apoi mâine. Nu, că n-au stres. Nu, problema este că aici era o întreagă filieră afectată de jos și până sus. Mai mult decât atât, chiar și aportul că a fost vădit pe față al ambasadei la vremea aceea, sau ambasadorul, acum îl chema că îi numele, uitalași de tot, că s-a dus și bine a făcut, care totodată și-a urnit și el motoarele în acele momente și a transmis niște mesaje subversive cei drept, dar care erau adevărate ordine și s-a văzut. Executanții au fost. Facem dosar, dăm hotărâri, băgăm pumnul în gură unei procuroare. Păi ce să înțelegem de aici, mă? Dar cum îmi spui tu mie vreodată în viața ta, indiferent ce for ai fi, ca eu sunt procuror, să-mi spui tu mie de ce ai reținut un pașaport, băi tembelilor? Păi putea să ia o copilă de 14 ani mâine, un proxene, să plece cu ea la sub braț din România și-ți vin datele certe că-i pașaportul fals. Ce faci? Ei să te uiți în el, orbete care ești? Sau nu te uiți? Eu spun că te uiți, că n-ai cum să lași, că pleacă ăla cu fata, cum au dispărut fetele din Caracal, presupunând că nu sunt moarte și zluate și duse în lumea largă. Păi când îți vine informarea, mai ales de la un procuror și-ți cere pe atâtea indicii clare că n-aveai cum să fii cu copilul acolo să-i faci actul și tu ceri un pașaport, vine culmea, colegi de-ai voștri magistrați, să vă dea repede moalele capului și să execute cu da, am înțeles, ordinul venit de pe unde o fi venit el. Băi, tembelilor, încă o dată, păi voi vă bateți joc, bă, de noi, efectiv. Ne descurajați pe noi care cât de cât milităm pentru dreptate în țara asta. Descurajați poate mii de avocați de ăștia care învață carte. Ei nu fac pledoariile cum le fac alții, cu pârghii. Stai să vedem la ce dosar, la ce complet a căzut dosarul, la cutare, cine l-are pe ăla, cutare, trece acolo. Asta e justiția în România. Asta înseamnă avocat bun, care are pârghiile, adică care are direct culoarele unde dă șpăguța. Păi bă, tată, nu așa, că-i vrem și pe ăștia alți care mă reprezintă pe mine, care nu am să dau șpagă. Nu am, dar am dreptate. Bine? Și atunci îmi rezerv și eu dreptul și oricare dintre cei 18 milioane de români să fim și noi reprezentați, bă, de unul care știe carte, care vine cu legea, care probează negru pe alb. Și să-mi dați, mă, dreptate dacă am. Da, hai că devia iarăși, deci presim că spune domnul Vasile. Așa vreau să spun, deși familia Săcărin a făcut afirmația când au venit la noi prima dată în casă, au afirmat că ei au dat 30.000 de dolari șpagă, au intervenit la București. Nu, stați puțin, ascultați-mă. Dar că a intervenit la cineva, care a intervenit la doamna Gabriela Coman,
Mă înțelegeți dumneavoastră? Și au mai făcut afirmația că ei oricum nu pleacă din țară, că ei deja au pașaportul făcut. Păi cum să ai un pașaport făcut când tu nu... Nici nu văzuse-i fata. Deci ei pur și simplu când au venit prima dată la noi în casă, ei nu au văzut pe Sorina. Sorina era la școală. Ei nu au văzut-o decât în poză. Poza care a fost trimisă de la noi. Deci înseamnă că pașaportul a fost făcută de o poză făcută falsă. Mă înțelegeți? Și da. Doamna procurare, Iorga Muraru, are dreptate. Cum să faci un pașaport care nici fetița n-a fost? Ei nu au văzuseră. Deci îi dăm perfectă dreptate. De ce nu să iau atitudine de, cu familia Săcării în care au falsificat pașaportul? Care vrea să scoată la iveală. Deci trebuie văzut la cine a intervenit familia Săcării la doamna Gabriela Coman, care a luat șpaga și care doamna Gabriela Coman suna pe director și pe toți ceilalți de două ori pe zi ca să urgenteze adopția. Vă dați seama? Deci când ne duceam la director să vedem ce se întâmplă, ne spunea, doamne, nu am ce să fac. Ne-a sunat de la ambasada americană, ne-a sunat ministrul muncii, ne-a sunat doamna Gabriela Coman, care este președinta adopțiilor naționale și internaționale. Vă dați seama câtă mafie și câtă putere era. Noi ce să mai facem? Vă dați seama? Domnul Vasile, domnul avocat și toată lumea care se uită la noi, să știți și asta că au reușit la un moment dat să sufoce acest caz pe vremea aia și atunci dacă nu s-ar fi băgat niște ticăloși de jurnaliști, niște nemernici, așa ceva, nu le mai zic jurnaliști, niște jeguri umane, bine, care fac pseudo-jurnaliști de ăștia, l-au politizat. Aici s-a greșit cel mai mult. Am văzut că l-au politizat, au reușit de v-au căpușea și pe voi la Baia de Aram în grupurile voastre, am văzut o față, două, care au încercat să... Iohannis, Dăncilă... Aici au încercat ei să ducă lucrurile ca să poată să detenționeze până la urmă o întreagă emulație care se ridicase la nivel național. Să știți dumneavoastră că acum vă văd cum vorbiți. Păi când am vorbit prima dată cu dumneavoastră, domn Vasile, spun ceva, erai pământ de flori, domn. Mi-a dat habar, nu aveai pe ce lume trăiai. Deci eu, oameni, mă credeți, îmi fie cu iertare, dar așa e o glumă de-a mea asta. Stăteam de vorbă cu ei și îi vedeam când îmi povesteau, că îi puneam să-mi povestească cu lux de amănunte, ca să pot eu să extrag de la ei ceea ce de fapt mi se colora perfect. Oamenii pe vremea aia habar nu aveau ce le făcuseră ăștia și în ce intraseră și ei indirect. Eu am știut de bună, încă o dată, dacă la început, am crezut că se oprește undeva totuși tăvălugul ăsta. Credeți-mă că nu mi-a trebuit mai mult de câteva zile să-mi dau seama că m-am băgat unde dracu m-am pins. Că chiar la un moment dat mi-a fost că eu nu sunt genul să-mi fie frică. Dar am zis, ce căuta eu mă și pe sfera asta până la urmă, că este într-adevăr, când discutăm de adopții, pentru mine sunt echivalent efectiv ca și eu știu, importanță cu tot ce înseamnă și trafic de organe, chiar dacă n-are nicio treabă cu Sorina. Înțelegeți că dacă e ceva care e benefic, s-a întâmplat în lumea asta, fata aia acolo unde e, sunt 100% că nu se mai atinge nimeni absolut de ea. Deci de asta sunt sigur. E prea monitorizată, e prea limpede, am și cunoștințe și eu și pe acolo mai discutăm de multe ori și ei, am văzut că tot le vin clipuri, videouri și așa mai departe. Dar ce este tragic, că în momentul în care te-am descoperit, te-am prins cu chiloții în vine, mă, sistem ordinar. Bă, dacă te-am prins, sacrificați unul, doi, uite, chiar și un manager de caz, chiar și o procuroare și la revedere. Recunoașteți-vă măcar fapta, puneți-vă la punct pe altă dată, pe viitor, că voi tot hoți o să fiți ordinari, ca să înțelegeți, că nu vă reabilitați prea ușor decât cu bâta, probabil ca în 90. Bine? Și faceți-le, bă, mai bine să vă mai prindem. Bă, n-ai cum să vii. Că și asta de fapt te duce cu gândul în altă sferă, cum spune dumnealui, că suna de sus și până jos toată lumea. Pentru că nu-și permite, în dosar de adopție, un mucios de inspector de caz să facă procese verbale false și să meargă heirupist pe procedură de adopție, falsificând act după act, decât dacă îi oferă cineva sprijinul și siguranța că nu va păți nimic. Ei, aș vrea să pățească, aș vrea să vadă o sentință din două cifre, nu dintr-una. 10, 11, 12, 13 ani, să leșine cu minuta în mână când îi vine și să spună tot. Cine a sunat-o, cine a pus-o piramidal încă o dată, de la ea să mergem la director, să luăm și pe ăla. De la ăla să mergem la Curtea de Apel București, la apel la Craiova, să-i luăm și pe aia. Și de acolo până sus la Coman sau cum o cheamă pe mătura aia care directoare ce ia, că mă scuzați pentru alint, înțeleg, pot să spun altfel, care suna și înroșea telefonul, dar ce miza ai mă tu? Când vreodată mă sună, dau un exemplu, director de școală, general numărul 2, în cea meu, sună ministrul învățământului pe ăla să grăbească un transfer al unui elev.
Ferească Dumnezeu Sfântul! Unde ați văzut din astea? Decât când este o miză, un interes și miza este foarte mare. De la bun început mi-am dat seama că este o miză mare și uite că trecu un an și două luni de când am intrat în contact cu acest caz și mi s-a confirmat absolut tot. Nu m-am înșelat cu nimic. Nu-s Iosefini, nici vreun Nostradamus, dar sunt unul care am făcut 50 de drumuri de Baia de Aramă, cel puțin. Sunt unul care am făcut 2-3 drumuri de București, cel puțin. 2-3 drumuri de Brașov, cel puțin, legat de acest caz. Și de Craiova nu mai spun. Și mie mi s-a închis puzzle-ul perfect de la bun început. Păcat că nu avem forța necesară, noi, și nu suntem susținuți. Că acum aș vrea să văd o mișcare de aia așa, un front comun, hashtagari, obosiți și așa mai departe, în jurul unui procuror. O spune Ivan, care nu are nicio treabă nici cu SIJ, nici cu DRIJ, cum îi cheamă, nu mă interesează pentru mine. Eu știu că în sistem avem o bucată putredă care execută ordinele unora și altora din forțele oculte și așa mai departe. Deci asta aș vrea să văd eu acum, cum toată lumea strigă sus și tare că vrea să vadă negru pe alb dreptate în acest dosar. Bă, să știm și noi, să nu murim proști. Da, bă, n-aveți ce ne face, uite așa vrem noi, sunt falsuri toate, probate prin expertize, nu prin ce spune nici Ivan, nici Șărămăt, nici Dumitrica. Bun, probate prin expertize, sunt falsuri. Deci am avut o hotărâre și un dosar de adopție, avizat, un copil a plecat în lumea largă pentru că a judecat un complet de judecată, un dosar ce a avut la bază documente false. Punct. Da, să revin iar la dumneavoastră, domn avocat, o mai sar pe Adelina puțin, că după aia o să discut și cu ea. Ce putem face noi, oamenii normali? Eu sunt unul din personajele, lăsând la o parte politic statutul meu, mă iau ca și om, că eu tot timpul am judecat lucrurile doar ca om. N-am vrut să politizez cazul ăsta absolut deloc. Chiar dacă și la vremea eram implicat, n-a auzit nimeni din gura mea, spunând vreo denumire de partid, partiduț sau nici măcar asociație. Am rămas eu, Ivan, un simplu pământean care am militat pentru cazul ăsta. Ce pot face eu și ce tu și încă poate sute de mii de oameni, milioane care cred în cele spuse de noi și probate de altfel. Ce putem noi face ca să ajutăm până la urmă sistemul, partea bună din sistem să câștige în fața ordinarilor care văd că nu se mai satură de umilința pe care ne-o dau de 30 de ani? E greu. E greu să... Mamă, nu vreau, mă dezarmez, să nu dau de astea. Este greu să lupți, chiar și când dreptatea este de partea ta. Dar ceea ce putem să facem, fiecare la nivelul nostru, este să ne punem niște semne de întrebare și să gândim cu mintea noastră, să nu ne lăsăm induși în eroare sau mințiți de așa zise fake news-uri. Trebuie să cumpănim lucrurile și să le cântărim cu mare atenție. Și trebuie văzut că de fiecare dată când au vrut să contrabalanceze forțele, când s-au simțit loviți, au activat Digi24, l-au activat pe Cartianu. Ei nu au decât 2-3 surse în presă, pentru că restul presei a rămas independentă, nu au vrut să mai implice în speță. Dar au câteva surse la care au acces în permanență și care răspândesc știri false cu intenția de a distrage atenția noastră, a opiniei publice, a omului de rând, a celui interesat, de la esența problemei. Aș vrea să îl întreb pe domnul Cartianu. Eu îi spun jurnalist, tu îi spui cum vrei. Are un ziar, are un portal, postează acolo și în permanență discreditează pe familia Șărămăt, pe mine, discreditează SIJ-ul, pe doamna procuror de caz. Domnul Cartianu, faceți un reportaj, faceți un articol despre expertiza întocmită în dosarul penal. Tratați într-o emisiune de câte ore vreți dumneavoastră problemele din expertiza respectivă. Este o constatare tehnico-științifică făcută de un specialist din cadrul IGPR București. Luați-o filă cu filă, citiți-o și combateți acolo concluziile specialistului. Și spuneți dumneavoastră, e fals sau nu e fals în adopție? Sunt înscrisuri false în baza cărora s-a încuviințat adopția sau nu sunt? Nu mai încercați să mințiți lumea. Nu mai încercați să distrageți atenția de la fundul problemei. Nu mai loviți în oameni care sunt plătiți să afle adevărul. Mihaela Iorga Moraru este un procuror căreia a fost repartizat acest dosar. Nu l-a ales dumneai. A fost de serviciu în ziua respectivă când s-a întâmplat tragedia de la Baia de Aramă cu percheziția groazei, trebuia să se sezeze în oficiu să vină la fața locului.
Ce legătură are Iorga Moraru cu baia de alarmă, cu soții și rămât? Ce legătură are să ne favorizeze pe noi? Nu e miza aia, niciuna. Niciuna. Da, niciuna. Ce legătură are să lupte împotriva procuroarei Pițurcă, împotriva parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova? Care e interesul dumneaei? De ce? Spuneți-mi mie un interes ocult al acestui procuror, ca să înțeleg de ce lovesc în el. Pentru că până acum nu s-a dovedit efectiv niciun abuz al acesteia. Și s-au luptat și se luptă de când a început dosarul, în permanență fac tot felul de plângeri ca să ia dosarul de pe masă, să nu-l poată lucra, să nu-și poată face urmărirea penală. Îl țin, ba pe la Curtea de Apel, ba pe la CSM, ba pe la Înalta Curte. Tot felul de plângeri aiurisante. N-au nicio să te diverseze, nu, să te împiedice să-ți faci și treaba. Bine, să vadă și în dosar. Stai neștit, că vreau și eu un reportaj de la domnul Cartianu, de la Digi24. Dar de ce nu mă invită pe mine Digi24 în platou la dumnealor? De ce nu mă invită domnul Cartianu pe mine? Eu, domnule Cartianu, invitați-mă să purtăm o discuție. De la egal la egal. Stând unul lângă altul, așa cum am stat cu numeroși jurnaliști. Și să discutăm față în față transparent problema dosarului. Eu nu înțeleg nicio idee, de gorș. Dar spun sincer, eu nu înțeleg nici gațiunea. Deci noi nu am evitat să-l atac la persoană pe Cartianu-l cunosc noi de atâția avem, ani, dar noi nu avem nimic nu-l de, înțeleg. Noi nu avem nimic de ascuns. Pentru că dumnealor sunt persoane vătămate, au dreptul să consulte dosarul. Partea publică a acestuia. Și am luat pe CD absolut tot dosarul. Și l-am studiat filă cu filă. Îl scot la imprimantă, merg cu el în orice studio de televiziune. Pe față. Și să mă contrazică cineva că s-a respectat procedura administrativă a adopției, că nu sunt falsuri, că nu i-au falsificat semnătura doamnei Șerămăt, că au încunoștințat-o la timp despre adopție, că i-au spus că are dreptul de prioritate la adopție, că au aflat mai devreme, că au fost în, cum mai spun, spune, sunt și de rea credință, au fost în complicitate cu managerul de caz ca să-și mențină acea indemnizație de asistent maternal care era 600 de lei. Adică niște chestii, dar încă o dată, că acum vedeți, lumea tinde să uite. Cartianu e la de-l scuipa Becali prin emisiuni. Deci să-mi fie cu iertare. Păi și ăsta își permite să atace un procuror de înaltă curte? Păi pe femeia asta nici Chioveși n-a putut să o învingă. Nici Chioveși n-a putut să o învingă. Cu tot cu portocalele ei. Încă o dată, demonstrați, domnule Cartianu, demonstrați Digi24, care e interesul lui Iorga Moraru? Ce interes, de ce ține cu soții și, cu soții și rămât și cu Sorina și de ce nu ține cu americanii, cu soții Săcării? Spuneți-le, nu mai băgați injecții, nu mai defăimați, nu mai folosiți argumente de 2 lei nefundamentate. Spuneți lucrurile pe mine, este interesată Iorga Moraru pentru că... Și ne închideți gura. Minte Dumitrică pentru că nu e fals cu tare. Spuneți. Nu, Victor, hai să-ți explic un o lucru. O ia pe Adelina cu ce comentează Adelina pe... Asta e știre? Asta e știre? Păi Adelina refurările poate... oamenilor la sora nu trebuie să le luați dar dacă în cineva, că... Dacă cineva ți-ar lua sora ta din casă, în maniera aia, ce reacție ai avea? Tu ca om de rând, dacă ai o soră, da? Pe Sorina, și ți-o ia din casă în maniera aia, cum reacționezi? Cum când trece un an de zile și procurorul nu poate să-și facă munca că tu ai luat dosarul cel puțin dată pe lună? A, mai e o problemă în dosarul de la Înalta Curte. Am făcut cerere să ne introducă și pe noi în cauză, pentru că suntem părți. În dosarul penal, noi suntem persoane vătămate. Când faci o plângere, cadrul procesual îl stabile și îi chem pe toți. Trebuia chemată și Pițurcă pentru că este suspect. Trebuia chemat și rămân Mariana că e persoană vătămată. Nu. S-a judecat soții Săcării cu avocații și cu parchetul atât. Păi noi nu avem dreptul să știm de dosarul ăla. Pe noi eram voi? Intimați. Cine sunteți voi? Noi trebuia să avem calitatea de intimați. Să mă contrazică forurile de la Înalta Curte, să vină să spună că noi nu trebuia să avem acolo în plângere făcută pe 340, într-un dosar în care noi suntem persoană vătămată, să-mi spună mie cineva din țara asta, vreun jurist, că noi nu trebuia să avem calitatea de intimați. De ce nu m-ai primit la dosar? De ce? Pentru că știau sentința. Care este interesul? De ce nu mai lăsați să văd și eu ce vrei să faci acolo? Eu, Dumitrică de la Creba, un om simplu. N-am eu rang de înaltă curte. Dar vreau să văd și eu ce fac acolo. Era dreptul meu. Da? Și atunci despre ce justiție vorbim? Care este miza? Ce se urmărește? Compromiterea
procurorului de caz Mihaela Iorga Morar. Deci dacă asta mai este. E nevoie să, iară să comprim cele spuse, dacă mai e nevoie să mai traducem încă o dată, eu personal, era altă echipă la Digi24 atunci în Gorj aici, am plecat cu reporter și cameraman Digi24 după mine la Baia. A luat interviu efectiv directoarei școlii, familiei Șărămăt, dar niște chestii firești, știri încă o dată. O știre știi ce înseamnă, știrea știrea, nu era închetă. Relata efectiv un caz, un fapt. Să mă credeți că azi a fost pe site, a doua zi apărea pe site, nu-i cât o-i fi, ce a făcut papa la București. Ăsta era titlul. Când deschideai știrea respectivă, dispăruse. Am aprofundat și la voi Digi24 în o gradă, că nu sunteți nici voi securiști toți pe acolo, sunteți rezerviști marea majoritate și încet, încet, poate o avea minte în cap și forță, vă arunce ăștia peste bord care au venit acum, că asta e. Tineretul ăsta trebuie să se înțeleagă și el odată că statutarii se cuvine să conducă, dacă tot e pus să conducă. Dacă nu, duceți-vă nenea ca și voi. Înțelegeți? S-a aflat, da, au fost presiuni de la cel mai înalt nivel, pe loc și-au șters știrea și nici nu au mai avut voie să abordeze acest subiect, ca să știi de pe vremea aia, decât strict din partea familiei niciodată Săcărin. Niciodată nu ne-au contactat eu, pe noi să ne spunem. Eu, nu, pe, încă o dată, nu am nici cea mai mică problemă, nici cu ăia că mă lasă rece pe mine, pe la urmă Săcărin, ea nu mă interesează, nici cu toate trusurile de presă, fiecare cum au pus problema. Pe mine mă interesează un singur lucru și îl țip de un an jumate. Dacă ai un dosar care conține falsuri pentru mine, tot ce ai făcut din cauza acelui dosar, sunt nule, omule. Sunt nule, mă, oameni buni. Aici rămân eu cu discuția mea. Bine? Și cineva trebuie să plătească pentru ce s-a întâmplat acolo. Nu mă mai interesează, schimbați-o pe Sorina cu ce vreți voi. Cu o mașină, cu un imobil, cu ce vreți voi. Ai avut documente false în baza lor, tu ai pierdut o mașină, o casă, un teren, un ce vrei tu. E, despre asta discutăm. Să mă lase în alta curte, să mă lase cine vreți voi, jurnaliști, toată lumea, să mă lase în pace. Nu vreau să știu nimic altceva decât atât. Cum s-a ajuns să judece un dosar plin de falsuri în contextul în care eu, subsemnatul, avocatul și toți pământenii ăștia de pe aici țipam în gura mare de pe atunci și vă spuneam cu filă, cu filă, unde sunt falsurile, unde sunt măgăriile. Și a stăcut. Păi bă, atunci îmi dați voie să vă spun, nu ordinar, mă, ordinar la puterea 10-a. Aia ați făcut voi, m-ați arătat că sunteți stăpâni pe o plantație de sclav, mă. Și că noi n-avem, bă, nicio putere. Degeaba țipăm pe aici, degeaba avocatul vine și vă arată negru pe alb cu documente, degeaba ăștia plângeau prin casă. Asta este problema mea. Despre asta discutăm. Dacă cineva vreodată vrea să mă combată, poate mă iau și eu ca Victor, ca Dumitrică, e bine venit aici, sau mă urc în mașină și merg unde vreți voi. Ăsta sunt, ăsta mă cheamă. Dacă aveți răspuns încă o dată la ceea ce vă spuneam adineauri, avem un dosar plin de falsuri și un procuror, nu mă interesează nici Morga Morar, mă, războaiele voastre cu ea puteți să le duceți, dar încă o dată, fără să ne faceți nouă bube în genunchi, bateți-vă voi și dați-vă în cape de cât vreți, cam politic, dar pe unde vreți, fără să ne afectați pe noi. Dacă femeia a cutezat și a intrat în acest dosar dezinteresată, că niciodată nu poți spune că avea ea miză cu Șărămăt de la Baia de Aramă, cu ea am fost la casă, stă bine omul, dar are o vulcanizare. Deci, ca să ne înțelegem, nu are nici castelul Peleș și nici nu deține câmpia Bărăganului. Bun? Deci dacă a cutezat și a intrat în acel dosar, până la urmă, probabil impresionată strict de ce a văzut la televizor, cât ai fi, mă, de câine, când ai văzut toate chestiile alea, bă, și de curiozitate că a procurat și zis, mai ales că implica, până la urmă, domeniul dânsei. Bă, mișcă, devină un coace ca să fim și noi apărați. Că altfel ne pomenim, cum v-ați plâns de fiecare dată mulți dintre voi, jucați în picioare de procurori, de judecători, de mai știu eu ce magistrați, fiindcă pe noi nu ne apără nimeni. Lasă-vă că e bine între ei acolo, poli, să fie mai echilibrați. Eu de-aia am spus să nu decineți de secția aia niciodată, mă. Lasă-o, bă, acolo. Sunt vinovat, ai probe, mă bagi jos la beci, marci la pușcărie, Ivane. Bă, dacă nu ai probe să mă bagi la pușcărie pe mine, doar că vă dau peste ochi pe aici, avem o problemă. Sau eventual să-mi dați 114 ani să nu mai ies de acolo. Cam așa punem noi problema, bă, să știți. Exact așa cum o spun eu. Da. Spuneți, domnule, nu, Adelina, vreau să o las și pe Adelina, să spună și ea două, trei cuvinte. Am văzut că tu ești cea care te conectezi și tot îți vin din SUA, ba clipuri, ba una, ba alta, oful tău, da. Ce face aia mică? Cum o pricepe sorusa, Andreea? Andreea încă așteaptă să vină Sorina. Da. Nu se schimbă. Bine, am văzut niște clipuri cu Sorina, să-mi fie cu iertare, poate le-ați văzut mulți dintre voi, făcute în SUA.
m-am închinat, mi-am scuipat în sân, venea să beau o grată de aghiazmă singur. Aia nu înseamnă progres pentru un copil, aia nu înseamnă la mai bine cum țipați toți nemâncaților. Nu mai zic chiar că iar vă vorbesc urât. Nu asta, nici asta nu contează. Atât ați încercat să arătați, vai de mine unde s-a dus. Bă, eu am fost în toată lumea asta. Bă, știu unde mi-e cel mai bine? Aici, bă, la mine acasă. Ca să știți și voi. Cu toți banii din lume nu mă mulțumești dacă mă trimiți în altă parte. Aici îmi este cel mai bine mie. Și am văzut cum țipați mulți. A luat-o de acolo, din gunoiul ăla. A luat-o de la ăia. De unde a luat-o, mă? De la o casă foarte frumoasă, că am fost de acolo și am filmat încă o dată. S-a dus în unde? În SUA. Și tot atâta necăciulim, bă, că voi sunteți, bă, niște sclavi, niște nemâncați, niște șpăgari ordinari care promovați aceste lucruri. Înseamnă că voi, mizerilor, n-ați avut în viața voastră bani, n-ați știut să vă bucurați chiar și de o bucățică de pâine mâncată în tihnă cu ai tăi lângă tine. Înseamnă că voi sunteți niște, eu știu, renegați de soartă, de oamenii de bine, de ați rămas efectiv doar, așa cum vă spuneam, tonomate de alea. Păi ce mai e și apoi problema? E mai bine, bine că a plecat, va avea o viață mai bună. Ticăloșilor, va avea o viață mai bună, poate că voi, alături de un sistem putred, mizer, ne țineți pe noi să avem o viață rea. Dar noi, în lăuntric, discutând ca români, suntem, bă, toți bine, bă, aici. Ne e bine tuturor, să știți și voi. Da, iar am putut mă pe emisiune, iar îmi cer scuze. Zicea că chiar că vă las să vorbiți voi 10 minute, mai bag. Păi oamenii ăștia... Păi nu, că și Facebook-ul ne-a dat o frână ieri, stai liniștit, da. Că și Facebook-ul ăsta nu e întâmplător nici cel. Oamenii ăștia puși la putere au distrus România. De-aia toată lumea vrea să plece în afară. De-aia a distrus copilăria la copiii noștri. Da, mi-am adus aminte de domnul Traian Băsescu, că nu pot să-l numesc președinte. A zis că fata trăia rău la noi sau că nu avea. Păi da, datorită lui nu au oamenii ce mânca, poate că a stat 8 ani și n-a făcut nimic. Nu, hai că iară nu vreau să o ducem în politic, păi, pentru mine toți au greșit atunci. Nu au. Păi hai ca să o lămurim pe asta cu politicul. Bine, ca să o lămurim rapid așa. Era PSD-ul la guvernare atunci, da. Ce a făcut? Căcat-o baclava, scuzați-mă expresia. N-au fost capabili să rezolve un caz transparent, se vedea prin el. Bine? De partea cealaltă, Plăvanu și cu ai lui, toboșeau cu americanii, ce doamne ce aia? Useriștii mai aveau putinșine și împușcau. Ăia bineînțeles că ea, dacă Mista se învârt în cer cu capul în curul, alții ce să știe ea? Ăia o țin pe-a lor. Înțelege? Deci politic nimeni nu trebuia să beneficieze că au fost toți o apă și un pământ. Dar noi aici nu discutăm despre politic. Discutăm la vremea respectivă de un sistem. Este simplu. El lucrau pe la televizor, m-am uitat pe centru, îmi făceam cruce. Eu am avut legiul să fiu de două ori la RTV invitat atunci. Măi, omule, aveam în dreapta mea pe unul de la USR era, care chiar am spus, băi băiatule, tu vii din Doroban, zic, bolborosi și în paie toată ziua, buși pe acolo, globo de ce băuși, ștevie, ce mai fumați voi, că ea fumează unii dintre ei, și vii seara aici să-ți dai cu părerea. Mă, ca să dai cu părerea, te urci în mașină, mergi la Baia de Aramă, vorbești cu oamenii, vorbești cu săcărinii, vorbești cu inspectorii de caz, vorbești cu surse, după care poți să te pronunți. Ei veneau gălbejiți, de până aterizau, de platou, le vedeam pe la TV, e adevărat. Unii trăgeau în stânga, alții în dreapta. Unii și de-ai noștri care țineau cu noi, se presupune, dar băteau câmpii și ai noștri, nu zic, într-un mare fel. Vezi, asta este iar o problemă, domne. Formatori de opinie, ci că sunt ăia. Ăia, ci că sunt analiști, când îi vedeam seara. Păi site-urile alea care vă spuneam despre ele, mizerii erau făcute tot de golanii ăștia, că știau că astea sunt strategiile lor. Apărea pe site știre, fetița Sorina... Deja au fost luați rinichii, că taxul a avut un accident de mașină în America. Bă, cine crede, mă, tâmpenile astea? Și m-am uitat o grămadă de voi, dintre voi, bă, oameni de bine, să vă zic. Distribuiați aceste aberații. Bă, trebuia să știți de atunci că e capcana asta. Că n-are cum, e exclus. Fiți foarte atenți și foarte selectivi. Că tot ei vi le aruncau. Ca să ne arate câți dintre noi suntem tâmpiți. Ca să înțelegi, sau câți dintre noi nu ne pricepem. Ca să fiu mai blând puțin. Nu. Ei își fac o strategie și au un mecanism întreg care le funcționează perfect și profită de ce? De lipsa noastră de a accede și de a comunica, de lipsa de susținere din partea aceea, în fi, mai mică din sistem, care, cum spunea și Victor, cu toate că eu te-aș contrazice, mă, Victor. Eu cunosc procurori foarte mulți, cunosc mulți judecători și știu ce vorbesc. Eu cred că pe mai o secție, corect, mai nu, sunt foarte mulți corecți, aia vreau să zic. Da, mai pe sunt o secție, corecți care fac pe o secție n-au nevoie decât de un complet de serviciu, înțelegeți-te. Unu, atât, nu le trebuie ce, 12. Ce salarii au și ce, asta ar fi unu, păcat să te compromiți. Dosarele care pleacă teleghidat,
cu greutate, dosare cu greutate, au grijă, ți-am spus, aleatoriu să le trimită unde vor ei. Nu le trebuie din 10 complete 10. Le trebuie unul, două maxim, poate răcește unul, dracu, face COVID, face SAR. Din ăla corup mă refer, știi? Ei de asta au nevoie, nu au nevoie de 10 complete. Celelalte 8, și uite că ce le dau ei pe acolo, eu știu, pământul, lumea la Buzești, dacă e cald, dacă plouă în Petroșani. Dar dosarele cu greutate se duc acolo unde trebuie, să știi. Și asta e verificată de mine și urmăriți, dacă vreți cu toții, să vă duceți pe portale, să vă dau câteva indicii. Chiar v-am spus, luați dosarul Bencoaci cu CEO. Luați dosarul Hidroelectrica cu CEO. Și o să vedeți același complet la Curtea de Apel București. Coincidență. Asta îi spuneți lui Mutu, mie niciodată. Spune Adelina. Aș vrea să spun... Vi se pare normal că de un an de zile să nu știm sau să nu auzim fata noi personal? Degeaba ne arată ei un filmuleț că fata vorbește. Ce să vorbească? Că săraca nu mai știe să vorbească românește. Au închis-o într-o școală, am văzut programul ei. De la 8 la 6, fata e închisă într-o școală. Păi de ce au luat-o? Să o țină acolo, săraca? Nu mamă, nu tată, nu soră. Nu mai știe să vorbească românește. Ăia toți vorbesc engleză. Ce, se duce acasă, mănâncă și se culcă la 8? Păi de-aia au luat-o. Să o țină închisă și să le vină lor venitul. Nu e bine. Aia nu mi se pare. Copilul meu, personal, eu nu aș vrea să fie închis într-o școală. Copilul are nevoie de afecțiune, de îngrijire. Să vorbești cu el, să-l pupi, să simtă că e copil. Nu un, nici pe un adult. Orică e închisă la o pușcărie, orică e dusă în America, nu-i mai diferență. Bine, copila oricum nu mai e cum a fost. Eu am văzut cum se nu manifestă. Nu mai e normal. Că am văzut-o. Iar un copil la vârsta ei și... îl manipulezi, îl faci ce vrei când deci vrei. Deci am rămas uimită. Fata nu mai știe să vorbească românește. Okay. Păi de acolo reiese... Ce legătură au avut ei cu ea? Nimic. Fata a fost total tăiată de la rădăcini. Să nu știe de noi. Păi normal că fata le zice lor că da, da, da. Nu știm care a fost substratul și care a fost miza acestei adopții. Rămân la ideea. Ei au zis cu gura lor, ascultați-mă, a avut un interes. Statul american le-a dat 20.000 de dolari. În fiecare lună le dă câte 1.500 de dolari dacă adopți un copil. Și sunt scutiți de taxe și impozite. Unde este... Da, de ce n-au luat alt copil? Dacă vreau banii ăștia. Că sunt atâția bani. Dar la noi, în țară. Asta aici vă opresc. De ce nu fac? Nu cred în supoziția noastră. Nici eu nu cred. Ba, eu spus. Bine, mi-aș dori. Eu spus treaba asta. Ce vrei. Știi la ce etaj ești aici? La 43. Bă, nu. Spun și eu. Dar ești la 12, fii atent. Bun? Mata, ți-am spus că ești naiv și te duci după schemă tot timpul. Așa va păcăli și sărăcirea de inspector de caz. Unde? Așa va păcăli și aia că a venit mătușa, a venit bunica, nu semna aia, nu făcea altă și a spus botul. Scuză-mi expresia, dar asta ați făcut. Bă, oameni buni. Voi nu mai judecați ca voi, mă, că vă judecați bine și vedeți lucrurile ca voi. Judecați ca o lume mizeră în care trăiți, din păcate o spun. Că voi încă 100 de ani nu vă reveniți, să știi. Eu am discuții de astea cu foarte multă lume. Exact, așa judecă foarte mulți oameni de bună credință, am văzut că judecă ca ei. Bă, oameni buni, ieșiți din tiparul vostru. Ieșiți din tiparul vostru că vă mănâncă hienele astea. Nu e de trăit așa. Nu mai judecați ca voi. Judecați ca opozantul, ca cel din fața dumitare, domne. Ia-o și pune puțin și în locul aluia. Nu toți sunt statuia libertății și nu primează, eu știu, dreptatea în ficatul lor. S-au dat până acum cu acte în regulă? Din 89 până acum? Ia spuneți, domnule. 31.000 de copii și ne dispar în fiecare an câte 600-700 de copii. Domnule. Unde sunt? Domnul 31.000. Au ei grijă să-i... Vă spun o chestie trăită de mine. Am ajuns prin 2005. Eu steam în Spania, steam în România, veneam foarte rar. Dar aveam un ziar de scandal în oraș și, culmea, jurnaliștii descoperiseră la fel copii de la Casa de Copii Târgu Cărbunești duși la tratament în Franța pentru buză de iepure, adică niște chestii de genul ăsta, operații de alea, de... N-aveau nimic copii, sănătoși și în rest. Fii foarte atent. Plecați copii, se trezi unul din rom. Părinte, după 4 ani de zile, că el avea fata la Casa de Copii Cărbunei sau nu știu pe unde, nu mai e fata. Un țigan diamant, nu-i cât o fi eu, bă, oameni buni, e fapt real. E pe antena 1 la doctorul Andrei, am ajuns cu țiganul și cu țiganca după mine. M-am dus acolo la emisiune. Fiindcă nu mai găsea copilul, pe lângă ăla încă vreo 7-8. Toți erau la tratament în Franța. Bă, 4 ani, 5 ani, vă zic, să-i bine. Dacă nu mai mult. Deci... Despre ce discutăm noi aici când eu știam că avusem odată un caz de genul ăsta, chiar dea cineva de mie pe vremea aia, îmi spunea, bă, te înapoi în Spania, poate calcă vreo șenilată pe stradă. Avea dreptate. Da, chiar bunica cu Sorinei semnătura... mi-a spus că a avut 2 gemeni și nu i-a mai găsit. Deci da, s-au dus în centru, nimic, de 20 de ani, nu știe nimic. Ei, oameni buni, vă spune Ivan să știți că am văzut documentul la vremea respectivă și dacă căutăm prin arhivă, prin scandal de goș, chiar îl găsim. Și Iliescu avea semnătura pe acel document.
Deci gândiți-vă, Iliescu, și a apărut un medic, fiți foarte atenți, din Hospital Central de Auxerre din Franța, care semnase pentru ridicarea copiilor din România. Oameni buni, au avut un șoc. În Hospital Central de Auxerre de Franța, în primul rând, nu exista spitalul ăsta, bine? Se chema altfel. Lucra o doctoriță româncă la vremea aia. Am relatat cazul cu subiect medicat și local și la București, la Antena 1, la doctorul Andrei, mi-au caminte. Și a spus femeia, când i-am dat numele acelui medic, așa zis, care semnase pe documentele luate din țară cu copii, nu a existat medicul niciodată, femeia româncă, căsătorită în Franța, lucra din 80 și ceva acolo, iar noi discutăm aici despre 2005-2006. Deci, domnul Victor Dumitrică, trăim într-o țară care își vinde sufletele sau nu trăim până la urmă? Așa, ca și tablou, făcând abstracție la cazul Sorina. Luându-ne așa pe noi, ca și nație. E greu răspunsul. Știu că, referitor la cazul pe care l-ai povestit tu, cu acești copii plecați la tratament, știu că a fost o comisie la momentul respectiv din partea Consiliului Județean. Și au plecat 2 sau 3 consilieri. Și au găsit, nu știu, pe unde, da, pe o fermă, pe unul. Da, și au fost identificați copiii. Da. În fine, nu vreau să intru în detalii. Nu vreau să... Dar nici fermieri nu plecaseră. Plecaseră să se trateze oameni buni, fermieri. Cert este aspectul acesta, legat de ce spunea domnul Șerămăt. Acel copil care a fost găsit la un fermier, fermierul a recunoscut că avea beneficii de la statul francez pentru că l-adoptase. În sensul că avea un procent scutire la impozite. Adică nu mai plătea 16%, plătea 6%. Domnul Dumitrică, pe documentul ăla era un fals doctor, semnătura lui, parafa lui și semnătura președintelui țării, Ion Iliescu. Nu intru pe fundul problemei, nu te contrazic. Păi vă spun eu, despre asta discutăm. Spuneam doar că este ipoteza domnului Șerămat, poate fi una reală, în sensul în care soții săcăniți să beneficieze acolo de anumite facilități fiscale. Păi și de ce n-ai luat unul la casă de copii? De ce l-ai luat pe Sorina? Asta e alt aspect. Păi nu, ăsta dar e aspectul care îl contrazic din perspectiva avocatului, pentru că ăsta este unul din motivele pentru care am solicitat anularea adopției. Și este un principiu consfințit la nivel internațional, prin tratate internaționale, care spune că nimeni nu poate să caute obținerea unor beneficii financiare în urma unei adopții sau printr-o adopție. Ori înțeleg că, lăsând la o parte orice alte speculații, că de ce n-au dat copil sau ceva, înțeleg că asta a urmărit aici. Ei au urmărit să fie, cel puțin, să aibă și pe latură pecuniară anumite beneficii. Păi nu se justifică atunci așa. Dar sunt atât de puternici încât nimeni nu vrea să cerceteze lucrurile astea. Au ajuns inclusiv la avocatul poporului, care n-avea ce să caute în speța asta. Și s-a implicat avocatul poporului, făcut un raport, ca să dai seama. Și spune așa, negru pe alb, există monitorizare post-adopție între statul român și statul american. Cine a spus noi treaba asta? Avocatul poporului. Nu, Renate Weber. Actualul OPA. În condițiile în care chiar vreau să văd această comisie care face monitorizare post-adopție. Câte rapoarte are? E o pustie. Nu există așa ceva. Sunt convins. Soții Săcărin, și așa este, copilul lor, trimit statului român de AGSPC-ului autorității la București la intervale timp pe care le consideră dumnealor relevante, o fotografie, o filmare, nu știu ce. Asta e monitorizarea post-adopție, care nu există. Și să vii tu, avocat al poporului, să spui că se monitorizează post-adopție și că Sorina e integrată. Vă dați seama ce delir. Vă dați seama la ce nivel s-a ajuns. Cât sunt de puternici. Ce susținere au avut. Ce sistem au în spate. Vă dați seama? Pentru că mai este o miză. De ce au dus dosarul la înalta curte, dosarul ăsta de ieri? Vor să atragă pe fond competența în altei curți. Când va fi trimis în judecată, dacă va fi doamna domnișoară Procuror Pițurcă și Morjan Violeta responsabilul de falsuri, dacă vor fi trimis în judecată, să fie judecați în alta curte. De ce? Că au intrare acolo. Stai puțin, nu spământem și eu, luăm ierarhic, plecăm de la fond. Eu atâta spun. De ce spune avocatul poporului că există monitorizare post-adopție când eu îi rog să-mi facă dovada faptului că există monitorizare post-adopție? Nu există. Au trimis soții Săcărin niște rapoarte medicale făcute la solicitarea dumnealor pe banii dumnealor în America cu privire la Sorina în luna august. Ea e luată în iunie de aici și în luna august. Și spune că Sorina e bine, nu are carii, nu are nicio traumă și a trimis-o la
autoritate la București, asta e monitorizarea post-adopt. Adică să te compromiți ca instituție, avocatul poporului. Să te compromiți la nivelul ăsta. Da, avocatul poporului a văzut clipul ăla de pe net. Ăla cu pișatul, cu toate tâmpenile. Probabil că nu, nu are timp de așa ceva. Nu mai contează. Ba, pentru mine contează. Mine care vrei să mă convingi și mi-aș fi dorit din suflet ca fata să-i fie bine și îmi doresc în continuare. Vă spun sincer. Și dacă ar fi să rămân acolo, să văd sănătoasă, măcar să fie bine. Asta da. Îmi doresc. Bine? Și totuși eliminând a zis ceva. Orice supoziție. Mă scuzați, a zis ceva, avocata poporului. Mulțumim lui Dumnezeu că nu se adeverește cum s-a preconizat că fata era bolnavă. Deci ei făcuseră, falsificase niște documente, luate de la spital, ascultați-mă. Și fata nu mai este bolnavă. Deci ea n-a fost bolnavă. Deci, deci se preconizează că nu se adeverește că fata a fost bolnavă. Deci ei, ca să poată obține un mandat... Da, mă, ei își făcuseră pentru anul dinainte. Păi nu, să văd falsurile. Dar nu poți să spui în iunie, mă iertați, nu poți să spui în iunie că e suferă de malnutriție, da. Iar pe 1 august când te duci cu ea în America la control, nu mai suferă de malnutriție. Da. În ce, într-o lună? Da. Nu. Păi nu poți spui că are 12 cari sau nu știu ce cari are și după aia nu le mai are. Exact. Deci este... Ce să spun? Se contrazic singur, noaptea minții. Este... Dar ei în baza Astora au putut obține mandatul de perichiziție. Au falsificat, au luat de la doctorul de familie și au falsificat în lunile alea cât fata... Deci noi ajunsăm să credem că chiar fata avea scris în certificatul ăla malnutriție. Într-adevăr, Sorina era slăbuță și mereu îi dădeam vitamine. Dar noi nu știam că scrie. Am zis, da, i-am dat vitamine. A, păi nu, că acolo scrie malnutriție. Când să aflăm noi că nu era adevărat de malnutriție. Scriseseră ei. Exact. Da, da. Și din sursele mele vă spun de acum și o spun poate pentru prima dată. Doctorul de familie, să știți că e panicat și nu va spune nimic niciodată. Deci se știe exact ce s-a întâmplat și cu acel certificat. Și când a fost scris, cum l-au scris, de ce au trecut malnutriție. Da, exact. Și vă spune Ivan, care așa cum v-am mai spus-o, am stat de vorbă cu copila nu odată de vreo 5 ori. Am văzut cât ce malnutriție suferea, n-avea nimic absolut. Plină de viață. Bine. Pf, vie, 100%. Spirit, mă crede, spirit. Eu încă o dată nu intru în astfel de cazuri, niciodată. Și da, trebuie să recunosc încă o dată aici de față cu voi. Pe cuvântul meu, dacă n-am fugit de casă, pentru că prima dată când am auzit termenul părinți, maternal, adopții, depășit fiind, am zis, bă, ce să mai caute pe la mehedinți? Că nu ai surse, e foarte greu să știi. În momentul în care veneam la Bârsești, nu-i cât o fi eu, veneam la Bârsești la liceu când m-a sunat a treia oară, cred. Și am zis, hai mă să fac dreapta să mă duc o să văd despre ce e vorba. E, când am ajuns acolo și naivitatea asta dumitale, ți-am văzut-o și atunci, să știi, dar eu mi-am luat exact esența. Și copila aia, când am văzut-o, mi s-a rupt sufletul, spun sincer. Eu m-am dus cu mintea în alte sfere, recunosc că atunci m-am gândit, Doamne ferește, la rele, la tot ce e mai rău. Știi? Am zis, mamă, cine ia copila, unde o duce, ce o face, știi cum e, că oricare exact, gândești, da. Cum gândești, na. Ca ulterior să-mi dau seama că de fapt eram depășit și eu și trebuia să mă duc 10 etaje mai sus vis-a-vis de interesele care erau în spate și de cât mecanismul au putut să urnească. Că eu m-am gândit că ne batem cu inspectoare de caz și cu mai știu eu cine în prima zi. Dar de la a doua, a treia zi, domnul Vasile, mi-am cam dat seama că am scurat uriașe din somn. Barem când am văzut eject, Digi24 știre în 8 ore, am zis, mamă, ce căutăm pe aici? Cine suntem noi? Eram niște licurici, așa mă vedeam, niște licurici de mici. Și comunicat ambasada SUA, poc, ieșit pe loc, simultan. Adică, domne, nu mai zic acțiunea procurorii, când m-ai sunat am făcut 14 minute până la Baia de Aramă, am zis că îmi sar roțile. Că am filmat de la poartă atunci. Da, știu. Deci eu când am văzut, iar la fel și nonșalanța lui Madame Pițurc, n-am nicio treabă, nene, pentru mine nu ești procuror, să fii sănătoasă. Nu e o să om, vii mâine să procuror. Mă anchetez până sar pisurile din mână. Când am văzut nonșalanța, zâmbetul ăla, băi, oameni buni, deci ca să nu vreau să zic un termen, pentru mine când te văd așa râzând într-un fel anume, eu nu știu, îți pun o etichetă, mă abțin, puneți-o fiecare cum vreți. Dar eram la poartă, mă uitam la ea, băi, mă uitam la ea, nu venea să cred. Râdea așa. Ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Băi, nene, nu se poate așa ceva. Dar discutăm de un caz care puteau să-l rezolve mult mai simplu. Fără să se agite o țară, fără să ne facem de râsul lumii iară, fără să traumatizeze un copil până la urmă. Bă, mult mai simplu puteau să-l rezolve, mă. Luau dosarul încă o dată. Și băi, dacă totul era în regulă, ce să mai mărui, domn Vasile, acum ți-o spun și pe partea cealaltă. Nu mai prea ai ce. Asta este. Dacă adopția a funcționat ca la carte, îți lua copilul, pleca cu el să fii sănătos. Dar în momentul în care îmi dai voie să mă uit la 50.000 de măgării din el, dați-mi voie să credeți o dată că ceva este putred, altul a fost miza, cine știe ce avea copilul aia și nu ne dăm noi seama,
cine știe ce interese aveau în SUA oamenii ăștia, că bă, nu iau mă un copil din sânul familiei dacă chiar iubesc un copil. Suflet, da, mă, da. Iubesc, eu nu pot eu, Ivan. Da. Eu azi dui un anunț că a pierdut un câine, un prieten al meu de 2 săptămâni de zile și umplui grupurile pentru un câine. Mă înțelegeți? Mă duc la casa de copii și iau pe ăla care face așa din cap. Dacă tot îmi place un copil și vreau să-l iau. Și-l iau, bă, pe ăla. Nu vin să iau lui Dumitrică sau ție sau mie să-mi ia copilul din sânul familiei și dacă este neînfiat și cum o fi el, crescut 10 ani de zile. Lasă-mă în pace. Deci nu, acolo dacă cineva mai crede că a fost ceva întâmplător. Și foarte multă lume ne-a atacat, aruncă cu năroi noi în nămol, cum se zice, în familia și rămân că lua un copil, că domnule, interes pentru bani. Uite, toată lumea trebuie să înțeleagă că noi puteam să renunțăm la Sorina oricând. Adică să cedeze soia americanii fără nicio problemă. Putea să ia alți doi copii ca să ia un salariu în continuare. Noi nu am luat copiii ăștia pentru interes, pentru bani. Nu, ne-am și asta vreau să o demontez eu. O demontez tot eu. Vă spun că am fost la Baia de Aram, am fost în casă, am filmat, eu s-atem la amănunte, atent rău de tot. Perin la fel, fetele, pijamăluțe la fel, calculator la fel, tablete la fel, deci eu văd imediat. Eu la asta m-am uitat la voi în casă, m-am uitat dacă ai păianjen, stai liniștit. M-am uitat să văd așa, băi, dacă există separatism între un copil și celălalt, domnul Vasile, fiindcă ca părinte maternal și eu puteam să cred că o ții pentru niște bani. Asta poți să spui când ții copiii ăia și, nu știu, încasc o șată de un fel și cu una de altfel, sau când le dai să mănânce zeamă lungă sau ștevie, e în momentul în care... Am văzut deja cum sunteți voi acolo așezați. E clar că, bă, nu știu, ați făcut niște bani, munciți, să fiți sănătoși. Nu mi-ați mâncat mie din traistă. Exact. Dar nici nu pot să mai vin cu supoziția că ai ținut copilul pentru salariu, că investeați în ei. E clar, în amândoi. Păi, noi duceam copiii ăștia la 4 km de la Negoiești, la Baia de Aramă, cu mașina personală. Știu, lasă. Și familia Săcărin duce fata cu autobuzul, cu microbuzul. Deci noi 3 ani de zile am dus-o cu mașina personală. Mă înțelegeți? Asta înseamnă să iubești copilul, să-l duci la... Tati vrea să spună, având școală în sat la noi, la câțiva metri, nu, am preferat să ducem fetele la o școală mai bună. Mai performantă. Să aibă parte de altă educație, nu deci, chiar da, de la sat, la oraș. Noi duceam cu mașina personală, nu cum arată ei că duc fata la școală cu microbuzul. Noi niciodată microbuzul trece. Nu, ăla e nivel de cultură, haide să nu, aici vă contrazic puțin. Așa se practică la ei acolo, să știți. Asta bineînțeles că nu în mintea voastră ziceți că nu. Asta e modul lor de lucru. Asta e modul lor de viață. Dacă tu ai ajuns până acolo ca să-ți dai seama că nu e o relație între părinți și copil aia, da. Până acolo mai 10 milioane de motive. Stai noi niște. Îmbrăcam fetele, să vă spun sincer. Mai 10 milioane de motive, n-auzi? Da. Nu, să vă spun sincer, fetele noastre erau cu... alte fete care de o familie mult mai bogată decât noi. Dar eram la concurență cu ele, ne spuneau când veneau acasă. Măi, tati, uite... Cum sunt copii? Cum o aia, cheamă, aia, da. Aia, uite, are Adidas din aia, îmbrăcăminte de asta. Ca să... Și noi întotdeauna trebuia să fim la nivelul lor, ca să le îmbrăcăm cât mai frumos și cât mai curat. Deci toată lumea poate să spună că fetele astea au fost educate și îngrijite poate mai mult ca copiii noștri. Nu au fost, ăsta e interesul. Ca să noi le-am iubit și să le dăm un viitor. Haideți să nu ne abatem de la miezul problemei. Nu mai vă peștiri dacă portocală îi se dădură masa de seară. Ar trebui să o dea mâine seară, ca să stea și nemâncat 24 ore, să vadă și el cum e. Domnul avocat, încă o dată vă repet. Să știți că eu sunt un tip foarte perseverent. Am prezentat un caz cu autoaccidentarea, o cutumă de lege, o idioție de lege făcută de prin 2014, pentru care nu știați, 312 dacă nu mă înșel legea, ai căzut de pe bicicletă, treaz, nu beat, e autoaccidentare, îți plăteai spitalizarea singur. Și am prins un caz cu un bătrân care, bineînțeles, 30 și ceva de milioane, cu pensionari vorbesc, l-au pus să-și plătească spitalizarea doar pentru că legea spunea că la autoaccidentare, indiferent că e copil, angajat, neangajat, n-ai treabă, plătești spitalul. Lege făcută în România. Habar n-aveți mulți dintre voi, poate. Curtea Constituțională au dat-o ca neconstituțională anul trecut în noiembrie. După 5 ani de zile, 5 ani în România, în țara asta, condusă de niște tembeli, a stat cu o lege încă o dată, închipuiți-vă, orice copil, orice om, chiar și angajat, repet, dacă ai picat de pe bicicletă, se numește autovătămare corporală și îți plătești singur spitalizarea, bă, oameni buni. 5 ani am stat cu legea asta și atât am perseverat și am trimis la hârtii, până când, uite, s-a ajuns de, s-a asistat până la urmă CCR-ul și au anulat-o ca fiind o tâmpenie făcută de niște tâmpiți, cum e la noi. Hai să venim și la cazul cu doamna Iorga. Ce trebuie să facem noi ca și
indiferent, discutăm aici dacă vreți și politic, și ca și activist din partea unui ONG, și ca cetățean, și ca orice. Ce putem face noi ca să securizăm, până la urmă, nu insist pe doamna Iorga eu, pe un mod de lucru al unui procuror. Este un mod de lucru așa cum trebuie să fie. Ce fac eu să pot să o sprijin pe femeia asta, eu, Ivan? Și eu când vorbesc, zic că nu mă refer strict la televizor. Eu sunt genul de om care mă mișc fizic, urc în mașină, mă duc, mă pun pe scări la CSM, CPT, guvern, Cotroceni, cu cine vrei. Așa se discută cu ăștia în ziua de azi. Nu strict doar adrese, adrese și adrese, fiindcă vă spun ceva, le numesc balast. Le ia și le arunc. De bă, dracu de proști, mai scris rășeia. Numai așa, să suflu în ceafa mea, o vorba mea, să și respirați așa, în ceafa aici. Abia atunci înțeleg că, bă, nu e de joacă cu ăștia. Noi așa am reușit la Gorj, să știți, să creăm un echilibru. Când zic noi, zic eu și o mână de oameni care n-am vrut să stăm cu capul în jos în fața unui sistem. Nu am vrut și nu voi sta niciodată. Că mi se cuvine, mă, ce al meu mi se cuvine. Eu așa o văd. Într-o țară plină de obligații, eu cred că am, mă, și drepturi. Și vreau să mi le cer. Așa și cu acțiunea care încearcă să o contrabalanceze un sistem putrezit pentru simplu fapt că un procuror de caz a cutezat și a luat și a întors o foaie de pe parte pe alta. Și a văzut cât urât miroase acolo. Ce-i de făcut? Nata, ești avocat, eu sunt unul care susțin, încă o dată, indiferent de nume, orice cauză benefică. M-ai întrebat ce e de făcut din perspectiva da. Ta? Da, din perspectiva mea. Celui care are un ONG sau care sprijină demersul ăștia. Ești că și președinte de partid, apropo, deci nu-mi bun. Știrbiți statutul, că ne supărăm. Cu atât mai mult. Da. În primul și în primul rând, să susțineți și să luptați pentru ca secția specială să rămână în ființă, secția pentru investigarea infracțiunilor de justiție, pentru că... Facem dialog trebuie din suflet. Așa cum nu este... Nu neapărat secția asta, pentru că mă interesează oamenii care se integri încă să-i salvezi. Denumirile prea puțin mă interesează, că ăștia sunt stare să schimbe denumirea mâine. Eu îți voi răspunde conform conștiinței mele, nu ce vrei tu să auzi. Da, bine, spune. Deci, secția trebuie să rămână. Așa cum există o structură în cadrul parchetului de pe lângă Înalta Curte care cercetează infracțiunile de corupție, în speță de neau, infracțiunile de mafie, cum se spune, antimafia, DICOT-ul, așa trebuie să existe și această secție specială care verifică abuz în justiție. 2. Să susțineți, până în pânzele albe, ca și în România, să iese răspunderea magistratului. Să susțineți, până în pânzele albe, ca salariile magistraților să rămână la același nivel sau să crească. Pentru că un magistrat bine plătit este un magistrat aproape incoruptibil. Nu era corect cum era înainte, plătiți cu, la judecătorie cu undeva în jurul sumei de 1000 de euro, când un procuror prin Franța are 7, 8, 10, 15.000 de euro salariu. Era, vorbesc de până în perioada recentă. Deci, secție specială, răspunderea magistraților, salarii bune în justiție, infrastructură bună, mai mult personal auxiliar, pregătire profesională continuă. Trebuie luptat pentru o rigurozitate, pentru o seriozitate, pentru ca lucrurile să meargă și să fie așa cum trebuie. Dacă eu, ca magistrat, am un personal auxiliar care este calificat, am un ajutor, am un sprijin, sunt mai liber în luarea unei decizii, dacă sunt mai mulți magistrați în sistem, am un număr de cauze mai mic care mi este repartizat, mă pot concentra mai bine, nu mai intru cu un număr foarte mare de cauze, pentru că e omenește, nu faci față. Dacă sunt obligat să merg, nu știu, anual sau semestrial, la pregătire profesională continuă, dacă aș putea fi exclus din magistratură în situația în care sunt verificat periodic și nu promovez un examen de verificare periodică pentru că nu mi-am însușit sau nu sunt la zi cu cunoștințele, cu modificări legislative, atunci aș fi mult mai responsabil. Aș avea grijă cum judec, aș avea grijă să mă pregătesc, aș avea grijă orice soluție dau și atunci într-adevăr s-ar aplica acel principiu că decât un vinovat liber, nu? Da. Mai bine... Da? Să știi că și eu am susținut, poate pe cât un nevinovat la pușcărie, mai bine un vinovat liber. Vinovat liber, da. Bun. Eu am susținut de foarte multe ori, să știi, l-aș da la magistrat, crede-mă, salariul l-aș dubla. Și o infrastructură. Dar aș face răspunderea magistraților. Da. Nu să răcim vină... noi din câte să... magistrați avem în România. Trebuie să vină toate la parchet. Exact, la pachet. Și totul ține de o infrastructură. Lipsește. Pusă ar favoriza și justițiabilii, și pe noi avocații, și experții, și toți participanții la un proces. De ce?
Gândește-te că într-un oraș, cum este municipiul Craiova, care este reședință de județ, funcționează Curtea de Apel Craiova acolo, ai avea un palat de justiție în adevăratul sens al cuvântului, unde să funcționeze Curtea de Apel Craiova, unde să funcționeze Tribunalul Dol, Judecătoria Craiova, parchetele aferente acestor instanțe, să ai birouri încăpătoare, dotate adecvat pentru avocați, pentru juriști, săli mari, să nu-ți creeze impresia unei lipse de profesionalism totale. Curtea de Apel Craiova funcționează într-un garaj, impropriu, la Craiova. Adică se atâtea probleme și totul pleacă de la lipsa de viziune a celor care au hotărârea care pot schimba lucrurile. Nu se vrea, domnule. Pentru că spui că ai și activitate politică. Implică-te și schimbi. Intră într-o comisie juridică, poți să faci legi mai bune. Intră într-o comisie parlamentară, propune. Și te-aș propune pe tine, că eu nu știu. Organizare, dar nu, există specialiști. Vezi, a intrat pe teren minat. Există specialiști. Hai să ne certăm puțin acum. Hai să schimbăm justiția. Știți de ce nu merge, oameni buni? Exact despre ce spunea domnul Victor. Bine, a discutat metaforic. Mă pui pe mine, Ivan, care nu am cunoștințe juridice, mă pui pe mine în comisia juridică. Eu pământ de flori. Vă dați seama ce mai legi trec de mine pe acolo? Dacă habar nu am. Dar numai bine eu, Ivan, care știu. Pe cine cunosc eu, care-i as, ceas elvețian? Pe Dumitrică. Păi bă, te iau pe tine și te pun. Dar nu, noi plecăm, noi, că așa am avut în România, să știți că asta funcționează. Mă duc eu acolo neapărat să fiu eu. De ce? Remunerat, puterea, bineînțeles, decizie, dar eu spământ. Nu o să aveți legi bune niciodată în viața vieților voastre, atât timp când nu merg oameni capabili, care au cunoștințe, să ne reprezinte și să fie integri în primul rând, că așa... E ca și asta cu dați-mi voie, 352 cu zădărnicirea răspândirii bolilor. O lege făcută de doctori aia. Păi n-ai cum niciodată în viața ta cu acea lege să iei nici măcar un doctor să-l audieze, atât maxim. Știi legea, nu? Te iei cu mâinile de cap. Deci astea sunt legile în România, făcute strict de fiecare pentru ei, să-mi fie cu iertare. Măi, nu merge chiar așa. Eu aș vrea încă o dată și n-aș avea nimic împotrivă mâine, că am văzut că țipau, ieșeau unii în stradă, de clic, mânuțe și toate cele, să lăsăm magistrații în pace. Doamne ferește, uite, eu vă surprind pe toți. Eu le-aș dubla salariile la toți. Bă, le-aș dubla. Cât au? 200 milioane acum? 400 de da pe lună? Să facă dreptate. Câți avem? Te iubesc. Da. Și aș face. Și o lege în contrapondere, tată, ca la carte, cu răspunderea magistraților, când ai dat cu ciocănelul în masă, nea magistratului, să știi exact, bă, dacă dau și dau strâmb, eu, copii și nepoții mei vor muri în sărăcie. Și eu mă duc la pușcărie cât îți dă magistrat. Asta ne trebuie nouă, nene. Fiindcă dacă am concret negru pe alb și judec o cauză și sunt cinstit, n-am ce să-mi fie mie teamă de absolut nimic. Deși eu aș plăti încă o dată magistrații, dar, îți repet încă o dată, însoțit la pachet, cum spui și tu, de o lege care să definească clar lucrurile, nu așa. Și aș mai și angaja, că de altfel mă uitam, când văd la complete, vine grefa aia, cară săraca cu roaba, zeci pune de dosare. 600 dosare acolo și mă uit ca tâmpul ăla și mă gândesc că și eu mai citesc câteodată. Mă, cât citește judecătorul ăla dosarele alea, chiar dacă ar ține numai procesele verbale și referatele? Păi nu ai cum fizic, despre asta discutăm, nu ai cum fizic, uman, să poți să răsfoiești, să compari, să faci o antiteză. Eu nu înțeleg, justiția de altfel de-aia și funcționează în halul în care funcționează, știi și tu. Pentru că e toată pe dos, o reformă ca în toate de fapt structurile trebuie făcută și în justiție. Și încă o dată, dacă discutăm despre întreg sistemul, Victor, până n-o să cuteze tu, ăla, orice ofițer, ofițeraș care e tânăr, orice procuror, judecător care e tânăr, să iese cu pieptul în față, să-și asume și să își ceară până la urmă dreptul lui de a profesa, să nu mai fie umilit în halul ăsta, că eu spun în față, ce ți-au făcut ție, mi s-a părut umilință, te-au umilit. Ai venit să le arăți la proști, uite o sticlă de apă Dorna. Și el a zis, ce vorbești mă tu, e bere mă, că așa vreau eu. Și au arătat că e bere tâmpiții, cu apă Dorna în sticlă. Îți dai seama cât e de umilitor? Eu n-aș putea să profesez în viața mea într-o astfel de conjunctură. Îți spun sincer și o spun deschis. I-aș fi dat cu dosarul după capul ăla de iar. Asta e, mare, stau a doua zi. Bă, nu puteam să mă abțin, tu înțelegi? Să-ți arăt eu în față, să-ți arăt negru pe alb, că asta e Dorna, să-mi spui tu mie un judecător, procuror, cine ai fi tu? Nu, băi, orbete, e cola, că vrea el. Ei, ia-ți-o în frunte. Na, și mă duceau jos. Vezi, asta e problema noastră. Nu poți să mănânci unghiile, cum poate probabil și el, mă gândesc în sinea mea, și ajunge acasă și stă, iar se gândește ce să fac. Hai la căpșuni în Spania, frate. Hai bă în lumea largă să plecăm, să cărăm bani în România, să trăiască ordinarii ăștia bine. Hai,
Pentru că nu ne regăsim unii cu alții, oameni buni. Stăm dezbinați, ne certăm în redacție, pe comentarii, cel puțin găsesc jumate americani. Băi, sunteți americani mulți dintre voi, am văzut eu. Eu i-am blocat unul după altul, că n-am discut cu un retardat care-i bătut în cap. Hai nu discutăm despre american sau român. Hai discutăm despre un dosar în sine. Simplu. În fine, da. Făcui numărul, să știi că eu în fiecare emisiune trebuie să scap un pic. Te-ai recorit. Dar nu mă recorit niciodată, crede-mă că vine altul. Vezi, Adelina, și tu spui cu buturuga mică, răstoarnă carul mare. Dar, Doamne, iartă-mă de car. Păi dacă renunțăm toți, vin cu alții, nu am renunțat eu vreodată. Contaminăm toți. Draga mea, eu am ținut-o cât am putut de mult. La nivelul nostru aici, să știi că am reușit. O mână de oameni, că suntem patru la masă, vorba aia, am reușit, i-am zgâlțâit atât de bine pe ticăloși. Ăștia și-au dat seama că, de fapt, uite, băi, îți mulțumesc Dumnezeu că îți mai răsare câte unul care vine lângă tine până la urmă. Eu mă rugam atunci, la vremea aia, țin minte, oameni buni, politic, să văd pe cineva, că tot politicul îi pune, domne, până la urmă, tot politicul îi controlează indirect și grupul de interese din spate. Bă, am zis, bă, să văd, bă, unul că iasă și e alături de noi. De unde mai și dă-n cine aici, care gumă în gură? Ce să-i cere alia? Ăsta plăva, bă, nimic! Mă, nimic! Iasă cu rapoartele, iasă cu rapoartele, da, doamna Dăncilă. Ce rapoarte a ieșit? Doamne, încă o dată. S-a dus cu rapoartele. Dăncilă lătra de 20 de ani, ăștia o pană peste ochi, pai, s-a învârtit bazma. Nu, a plecat în America și în America i-a promis. Și în America ce a președinte. Da, chemat pe dracu să o ia de gând și de capul ei, crede-mă. Că eu n-am nicio treabă, poate puțină lume înțelege. La vremea mă rugam încă o dată să văd o atitudine luată și din spectrul politic, ne interesa, aveam nevoie de asta. N-au făcut-o, domne, de ce? Pentru că sunt niște sclavi de aia. Ăsta e termenul potrivit. Nu, noi suntem sclavi. Niște toți sclavi. România am ajuns noi nu suntem sclavi, noi suntem niște vai de noi. Sclavi deja e cuvânt, deja e pleonat. Noi toți România am ajuns sclavi americanilor și alte state. Eu personal cred că le e frică. De a se agita șantajabil, mă, normal. De a se agita. Victor, ești de acord cu mine că se pun în funcție oameni șantajabili în proporție 99%? Bă, în funcțiile cheie vorbesc. Trebuie să facem o emisiune separată pe chestia asta. Da, o să facem dacă vrei. Și dacă nu pun oameni șantajabili, se asigură că în timp să devină șantajabili. Da, dar de ce să mai riști ei să creeze și un hoț când poți să-l ia direct hoț șantajabil, doar îi arată pisica, ce faci, mă, acolo? Ce spunea Adelina este foarte adevărat. Ei sunt disperați. Eu știu de asta acționează. I-a distrus expertiza. I-a distrus dosarul de la SIJ. I-a distrus descoperirea falsurilor. Sunt disperați. Nu știu cum sancționeze. Au activat toate resursele. Le pun în valoare. N-au ce. Apropo, raportul are 10 copii. Sunt piturate peste toate, tot. N-aveți cum să ajungeți vreodată să le luați. Se mobilizează toate sursele, toate resursele, toate căile. Câte pagini raportul? Au 80. 80 de pagini, oameni buni, ca să înțelegeți. 80 de pagini pentru toate falsurile din acest dosar. Mai e o soluție, nu știu, să ne fi luat viitura aia pe toți acum când a venit și eu mare cu tot cu Iorga, să o ia și pe aia, că dacă rămâneam în picioare, la revedere, iar era nasol. Vezi? Asta să înțeleagă Victor, oamenii ăștia, să termine odată că unul e cu SIJ, altul e cu CSM-ul, altul e cu DNA-ul, altul e cu DGA-ul, altul e cu MMA-ul. Bă, oameni buni, să fim cu toți și cu niciunul. Cu toți când au dreptate, că e DNA, că e în altă curte și mai departe, și cu niciunul dintre ei când nu au dreptate. Dacă în acest caz a avut dreptate o procuroare, nici nu trebuie să cași gura decât dacă ești tâmpit și faci jocul indirect unora sau altora. Repet, acei hănțănitori pe care i-ați văzut voi că au ieșit cu scuturile activate, să știți și voi că din banii voștri trăiesc, mă. Șpăgile alea care le ia să-și moaie penița în bani public, de la voi ia, mă, banii aia. Că nu i-a făcut ca Ivan prin Europa, stați cu minți. Niciodată. I-au făcut pe aici, mă. Cum? De la bugetul de stat. Le împing băieții. Poate defilează cu 500 de milioane, un miliard pe lună. Defilează. Între timp, noi ne administrăm frigiderul seara. Să vezi, bă, pentru copil mâine de sandwich am, nu mai am salami, dau parizele, asta este. Dar suntem tari în gură și răi și comentăm și ne încordăm unii la alții. Greșit total. Încă o dată, dreptate când are, indiferent ce structură, dacă are dreptate, are dreptate. Iar când astfel de situații îți vin negru pe alb de necontestat cu rapoarte de expertiză grafologică și confirmă ce spunea toată lumea de acum un an jumate, că băi, voi nu vă gândiți că până acum mă luau ăștia și mă țurchideau de 50 de ori, că eu le-am țipat pe față, dar unde să mă ia, că știau că am dreptate? Ce să zică și ei? Se rugau poate să tac din gură. Dar uite că nu vreau. Înțelegeți? Așa stau lucrurile, uite cât de simplu sunt poftim. Mă dădu eu exemplu că nu pot să mai fiu modest. Deci dacă ar fi fost să mări ceva aiurea din cazul Sorina, că le-am spus de zeci de ori tare și răspicat,
până acum mă mâncau pe pâine. Dar știau exact că am dreptate și se rugau eventual să o convingă pe Iorga să tacă din gură sau eventual să o facă în așa fel încât să o elimine de pe speță. Ceea ce încearcă acum. Tardiv acum, să știți. Tardiv. Și eu sunt unul din cei care încă o dată nu mă las pentru nimic în lume. Deci știu că merg cu raportul ăla în dinți. Nu mai zic că mă duc la Bruxelles, cum ziceam acum vreo 2 ani că m-am surat și de bruselezii aia. Dar asta este, măcar o fa de mir lumii peste tot, toată Europa, tot mapa mondul ăsta. Îl pun și pe panou publicitare, cum a spus voi, homosexualia de cot acum la București. Vă punem raportul ăla, uite, să vedeți. Falsurile care au fost în acest dosar și cum s-a luat un copil la sub braț, s-a plecat cu el. Ca așa a vrut cine? Sistemul. Asta încurajează ei. Da. Dacă ești dornic de răspundere, haide să-ți dăm o calitate în dosarul penal de la Timișoara, pe care ei ne l-au făcut. Dumnealor, mie. Da? Da. Legat de lupta noastră în dosarul Sorinei. Ca să renunțe domnul avocat. Da. Haide să-ți dăm o calitate. Cel puțin de martor în dosarul de la... Cu mare drag. Parchetul Curții. Sunt acolo. Îmi doresc să fiu audiat oricând, să explic cu subiect și predicat acest caz, cum am ajuns în el, ca să facă legătura și cel mai novice procuror, că exact ce spun eu, aia s-a întâmplat. Cu deafir de păr, eu spun, le dau voie să facă comisie mixtă. Să vină 50 de procurori să-mi pună întrebări încrucișate, le explic cu subiect și predicat cum am pășit prima dată în caz, cum am ajuns la concluzia aia, cum a reușit să vorbesc cu ăla, cum a reușit să extrag hârtia aia, le spun tot cu lux de amunte dacă vor. Înțelegi? N-am nici mai mic stres. A, că nu vă dau nume și prenume, nu o să vă dau băgăzeți ordinar, am încredere în voi. Dar eu vă arăt exact negru pe alb și eu. Cum au și ăștia raportul, uite așa am pus și eu mâna toate datele pe vremea aia, când le țipam tare și răspicat. He, și mai au și tupeu, auzi, faci plângere, pe nu faceți vă plângere, pe n-ai vă văsar pixurile din mână. Descurcați-vă voi de ale voastre, că acolo e problema. Grose problem pe germană. La voi e problema, nu la mine. Eu n-am falsuri, voi aveți. Deci duceți-vă voi să vă scăpați de belea, că e beleaua cât casa. Nu rămâne așa, ai nu pus, rămâne așa. Ai pus monopol iar pe emisiune. Da, o singură scuze. Idee, ca să putem încheia. Lumea trebuie să înțeleagă că n-a pierdut niciodată avocatul Dumitrică. N-a pierdut niciodată Vasile Șerămat. N-a pierdut Adina, am pierdut noi românii. Fără discuție. Pentru că e foarte ușor să te raportezi la altcineva și să spui că a pierdut, dar dacă lucrurile vor rămâne fără efect, în sensul atragerii răspunderii persoanelor care au făcut abuzuri, dacă vor rămâne așa, se creează un precedent deosebit de periculos. Oricând un procuror poate să vină să-ți ia copilul din curte, așa cum domnișoara procuror Pițurcă a luat-o pe Sorina, nu va fi tras la răspundere penală. Oricând o adopție poate fi încuvințată pe falsuri, fără aducerea la cunoștință asistenților materiale, asta e esența. N-am pierdut eu. Eu m-am luptat pentru clienții mei, pentru conștiința mea, dar m-am luptat ca să nu avem în realitatea juridică românească o situație abuzivă, consfințită ca legală, cu o aparență de legalitate. Pentru că eu când pun capul seara pe pernă, eu știu că procurarea Pițurcă prin abuz a luat-o pe Sorina de acolo și că nu avea dreptul și că trebuia să vină un executor. Eu știu lucrul ăsta și dorm liniștit. Dar cei care spun, cum spui tu, americanii și românii, cei care spun și au o satisfacție în a spune că a pierdut Dumitrică, că a pierdut Șerămat, sunt inconștienți. Pentru că mai devreme sau mai târziu vor pierde și dumnealor pe precedentul lui Dumitrică, lui Șerămat, lui Ivan. Eu de-aia am transformat speța în sine și am dus-o și în, am făcut-o așa, și ca imobil. Ești politician, ca orice, normal. Ca un bun. Ai tot interesul să atragi electoratul. Nu pot să fiu politician niciodată. Dacă eram politician, până acum țipam câte am făcut și îmi puneam o etichetă cu partidul pe frunte. Nu pot eu să mă rup de la baștină, înțelegi? Rămân așa cum sunt, că îmi stă bine. Da, sincer acum. Dar uite, vezi, sunt situații în care, cum să spun... Trebuie atâta muncă, mă, atâta scandal a fost, atâta am ținut cu dinții de cazul ăsta, până la urmă, o mână de oameni, încât uite și tu că vezi, nu poți să te răzbească. Bă, nu pot. Când ești uniți o mână de oameni, închipuiți-vă ce ar însemna în țara asta, adevăr, să fie unit, bă, un milion. Ne batem, cu pumnul în piept această mână de oameni, dar meritul este al lui Mihaela Iorga Morar. Fără discuție n-am zis că nu. Care a avut curajul. Corect. Care a vrut să facă ceva. Da, corect. Femeia a cutezat și a mișcat. Vor să distrugă această secție. Vor să o distrugă. Din ce cauză? Că vrea dreptatea. Doamna procuror vrea dreptatea să facă. Nu este... E singurul om care a putut să ia un dosar, să se implice în el, să facă dreptate. Să vadă de unde, care este adevărul. De ce?
au luat-o târâși pe fată. Din ce cauză doamna Morjan a falsificat aceste acte? Deci aici trebuie să aducă la... Trebuie să iese la suprafață toate acestea. Un aspect deosebit de important. Îți dai seama, prin raportul de constatare tehnico-științifică, prin care au fost constatate, consfințite falsurile, nu a fost contestat de doamna Morjan. Ea nu contestă că ce să contestăm, omule, când eu știu ce am făcut? Adică, adică domnul Cartianu, da. Stați, domnule, puțin așa. Contestați-le, domnule, noastră, dacă doamna Morjan nu le contestă. Digi24. Hai, domnule, spunem lucrurile pe nume. Da? Ce să contestă, domnule, că ea știe ce a făcut? Nu veniți pe poziții de forță să spuneți că albul e negru și negru e alb. Exact ce spunea mea din nou. Sau să meargă la detectorul de minciunile, să unde recunoască. Să mai, bă, ce să mai bă, meargă, tu înțelegi, ea știe ce a făcut femeia. O să mergeți noastră la Timișoara, la detectorul de minciuni. Eu o să merg, o să spun realitatea. Eu vreau să spun că noi am iubit fata aceasta și o iubim în continuare și este fata noastră. Degeaba familia Săcărin se bate cu pumnul în piept, că este copilul lor. Ei trebuie să înțeleagă că au câștigat copilul acesta prin falsuri. Deci nu pe dreptate. Și niciodată nu va fi copilul lor. Trebuie să înțeleagă, va fi tot copilul nostru. Indiferent, mai dar devreme sau mai târziu. Cum a dosarul la Timișoara? Cum? Cum a ajuns dosarul la Timișoara? Au greșit? S-au abținut. Nu. Plângerea penală împotriva mea și a dumnealor a fost depusă la parchetul Curții Apel Craiova, care era competent. Așa. Și s-au obținut procurorii de acolo, spunând că a fost un război deschis între mine și dumnealor, pentru că pe calitatea mea personală de avocat era atrasă competența parchetului pentru Curtea Apelului Craiova. O chestiune rezonabilă. Da, a fost un război deschis, ca să nu lăsăm loc de interpretări. Nu e corect ca Dumitrică să fie cercetat la Curtea Apelului Craiova. Au solicitat Procurorul General al României să desemneze alt organ de urmărire penală. Și a fost desemnat parchetul pentru Curtea Apelului Timișoara. Bă, sincer spun, care cunosc așa România asta, că am pun de corc, e mai multă corupție, cred că e bine Timișoara față de alte zone. Și îmi doresc din suflet să fie un complet integru, un procuror integru, programă de caz și să vedem păi, da. Așa o anchetă făcută ca la carte și aici, să știi. A ieșit președintea Tribunalului de la Timișoara și a spus, domnule, ce a făcut această procuroare pițurcă, este strigător la domnul cer. Domnul Vasile, dumneavoastră o să înțelegeți până la urmă sau vă desenez o dată pe foaie. Dacă ar depinde doar de Morjan și de pițurcă, ar sacrifica o sistemul mâine și pe aia și pe aia. Și cum ar da cu ele? Problema este că nu poți să-i sacrifici pe astea două, că se duce mai sus un etaj că pițurcă, nu te gândi că tace din gură. Că o să spună și aia după aia, stop, stați puțin, pe mine m-a sunat Berulescu, Ionescu, Mănescu, cum îi cheamă pe ăștia alții. Asta e problema lor, nu pițurca, știi cum, ca pe o măsea stricată aruncau. Dar adevărul se va afla niciodată. Dumnezeu face în așa fel ca să iese de adevărul la suprafață. Eu sunt curios, bătălia vezi că e crâncenă. Nu deci contează. În momentul de față, noi... bătălia lor este crâncenă, care pe care. Mai este devreme sau asta. Mai târziu, adevărul va ieși la suprafață. Dacă e ceva care cu adevărat, vorba lui domn Dumitrică, îi demolează, este acel raport de expertiză care confirmă toate falsurile din dosar. E, și de acum bailar cu un cantar. Întreb și eu pentru orice complet de judecată, pentru orice procuror, pentru indiferent ce din sistem. Când ți s-a spus tare și răspicat, le-a spus omul ăsta de 5.000 de ori și eu de 5.000 de ori și eu de 5.000 de ori, bă, dosarul ai plin de falsuri, mă. Și ei nonșalant au judecat, nonșalant au încuvințat, ba mai nou acum în alta curte, vine cu o hotărâre ca să facă în așa fel încât să-i pună și plasturile pe gură procuroarei, care a cutezat să arate că sunt hoți unii dintre ei asta și că sunt facă, ordinari. Bun, ai văzut? Nu neapărat că nu-l închică, că nu-s proști. O ia pe madame Iorga, o trimite frumos, unde te uiți tu aici, la Steaua Dinamo, ia tu te la Craiova cu Bacău. Și îl ia pe unul de-al lor, hop, ia tu bă dosarul și să vezi ce virgule pune ăla de nu mai nimerești nimic prin el pe acolo și le-a salvat. Că ăsta este miza. Încă o dată, nu neapărat se uită să-și facă scut în jurul lui Pițurca și al lui Morjan. Este vorba de un întreg sistem. Eu rămân la ideea că cine mi-a spus mie, Ivan, ai dat cu piciorul într-un mușuroi, fără să știi, așa este. Am dat cu piciorul într-un mușuroi. Eu nu merg nici după ce spui dumneata cu statul american cadouri ce-ți dă. Nici cu grupe de sânge, nici cu nimic. Eu le iau pe toate la pachet și din toate acestea există un substrat. Urât, mirositor. Fiindcă dacă era totul curat, frumos, nu văd sensul de ce eu, cetățean român cu rezidență în America sau cine o fi fost,
să vin, să mă trag cu curul pe răzătoare în România, să scol uriașii din somn, să sune ambasade ca să iau ce? O copilă de etnie romă. Bă, fraților, am înnebunit. Pe ce mă luam pe Messi, ca să spun altfel acum eu ție, na? Dar și pe cine luam, bă, Cristiano Ronaldo? Și luam o țigâncușă de la Baia de Aramă, vorbesc altfel, na? Vin tocmai de peste ocean și ajung de scol din somn toți uriașii din România. Păi bă, dă-mi voie să cred că e ceva la mijloc. Probabil au nu m-am uitat, nu i-am gustat fetia din unghie să văd ce-o fi mă fata asta pe aici, că nu-mi dau seama. Ceva e putred, înțelegeți? Eu de aici am plecat prima dată, tot ascund, cu supoziția. Toți ascund și nu exact, vor să spun adevărul. Exact. De la o șpagă mică la nivel de, eu știu, A, B, C, stop din alfabet, până la Z am ajuns, am spus că n-am văzut cum dispar știrile pe portal. Bă, să ai puterea să ștergi o știre de pe Digi24, oameni buni, vă spun în față. E greu, nene, trebuie să fii, să ai o tonă pe-un picior. Deci gata, atunci mi-am dat seama că de fapt noi ne batem în coarne cu un sistem, nu cu morjane, nici cu pițurci. Înțelegi? Pentru ei sunt doi gândași de Colorado și astea două. Ai înțeles? Două executante. Problema a fost în altă sferă. Și domnul Victor Dumitrică știu că e mai reținut, că nu lasă, până la urmă, cod deontologic să facă afirmații ca mine. Dar eu vă spun, deschis încă o dată să rețineți toată lumea. A fost o mârșăvie și cred că era un culoar pe care se lucra, indiferent că spre SUA, spre Germania, spre Belgia, spre dracu să iei de gât pe toți la pachet, până la urmă, se lucra murdar în România ca de altfel de 30 de ani. Din 89 până acum. Ghinion, asta e, bă, faceți altul, că noi nu avem griji, noi dormim. Noi ne certăm românii, stați pe pace, ne certăm între noi, noi avem alte priorități acum. Natalitatea e în scădere la noi, păi, și noi ne vindem copii. Nu e vorba de vândut sau de nevândut, e vorba de situația în sine. Îi trafichează, îi duce, nu ce se va. Și ei știu ce fac. Dispar aproape 1000 de copii în fiecare an și unde se duc? În ce? Spune cineva, Ivane, ai uitat un lucru, ei au declarat, au venit cu o misiune în România. Nu știu cu ce au venit, prin o misiune au plecat. Vezi că nici nu mai vin acum, ce să mai vin? El este frică că dacă fata va veni și va spune adevărul, de ce nu lasă fetița să vorbească cu noi sau cu surioarea ei la telefon? Dom'le, n-are, hai că noi suntem în litigiu, avem ce avem, suntem, ne urâm. Dar cu Andreea, cu surioarea, de ce nu lasă să vorbească? Dom'le, doar două cuvinte, ce faci? A sunat fata de ziua ei, a doua zi de ziua ei, parcă a presimțit. Noi tot am încercat de câteva zile înainte să sunăm. Și nu, nimic, ba telefonul închis, nu îl trăgeau din priză, nu mergeau. Și Andreea a luat singură telefonul și a sunat. Noi am zis, Andreea, nu mai suna, că oricum nu o să răspundă. Să nu mai facem speranțe degeaba, că ea își pusese toată speranța cu aude. Și a sunat telefonul, a răspuns Sorina. S-a auzit prima dată, că de obicei când sunam, răspundea un engleză. Prima dată când a răspuns, am auzit alo. Și repede o bubuitură așa, a răspuns fata cealaltă. Și în fundal se auzea, cine era? Era cine Sorina. Era la telefon, da. Deci n-a lăsat-o pur și simplu să vorbească vedeți cu noi. Vedeți, Dumnezeu a făcut în așa fel ca de ziua ei să răspundă, să ai auzi glasul. Și noi de ziua ei, ca să știe toată lumea, i-am trimis un tort în America cu 4 poze și ei zic că nu l-au dat, cred că fata l-a văzut și n-au vrut să o mai lase să răspundă la telefon. Vă dați seama, am făcut în așa fel, am trimis un tort de acolo prin curierat cu 4 poze ale noastre, ale fetiții noastre și în momentul când deschidea tortul, Sorina să vadă pozele noastre, să-și dea seama de la cine este tortul. Noi ne apropiem să o închidem. Domn Victor, bă, să uită lumea la noi, credeți-mă. Și eu am stat și m-am gândit tot timpul. Eu, dacă aș fi fost, indiferent ce miză ar fi, în astfel de situații, pe cuvântul mă lipseam. Bă, pe cuvântul onoare mă lipseam. Bă, fraților, luați-vă bă, copilul, că oricum nu mă trage în inima la el, se ce vede că nu iubești. Ce puteai? Ce puteai să puteai? Ce? Nimic. Luați-vă, bă, fraților. Banii. Pierdeau cei 30 de mii. Da, Doamne, iartă-mă de 30 de mii, că îi dădeai tu, îi strângeam eu, el, bă, e ceasul 10 până la 11, îi strângem 30 de mii. Mă lași și îi dăm banii. Bă, mai dai 5 tu înțelegi? Eu asta nu înțeleg, eu asta nu pricep la ei, mă. Ei au văzut clar, bă, fraților, bă, Doamne, iartă-mă, prăpoziția aia, țin suflet, cu dinții. O iubesc pe aia mică. Luați-o, bă, au fraților, fost vizitele de potrivire, unde nu au interacționat deloc. Exact. Mergând pe mai departe, s-a ajuns la o tragedie până la urmă, Victor. E clar, aici e o tragedie, s-a creat o emulație la nivel național. Au ieșit fel și fel de hâre, au început lătrăii să latre pe o parte, să se încoarde la noi până la urmă și altfel. Băi, omule, mă lipseam pe cuvânt de onoare, mâine luam avionul, bă, luați-vă, bă, copilul, mergeam și făceam procedura legală, vi-l dădeau ei vouă acum prin adopție, cheltuielile de despăgubei și du-te, bă, fratele, nici nu s-a prins.
Că nu mă convinge nimeni pe mine că acolo e iubire, bă, eu văd omul, simt, mă, ce dracu. La orice mă pricepe lumea asta, crede-mă, de minune să mă uit așa la profilul psihologic al unui om, să-mi dau seama dacă de nea Vasile mi-a dat seama din prima că-i săracul de el, nu știe pe ce lume trăiește și îi spun și acum că poate a evoluat doar atâtica. Înțelegi? El rămâne tot așa un pământean de la Baia de Aramă, care e greu să trăiască între lumea asta mizeră. E, așa și cu oamenii aia. Mă uit la fețele lor, mă uit la... Băi, nu-mi inspiră negru sub unghie, crede-mă. Nu-mi inspirau mie, nu vedeam nimic acolo să emane un pic de ceva ăla care l-așteptai de la un părinte care... sau de la un om, mă, care i-ar place un copil. Nu, oamenii aia, să-mi fie cu iertare, s-o uita la noi, Săcărini, acum prea puțin mă interesează, le-am zis de pe atunci. Nu e ce trebuie. Păi care e interesul superior al copilului? Să ne spună domnul avocat. Sreci. Ce se poate spune? Interesul superior al copilului. Interesul superior, adică să fie interesul lui, nu al părinților, să aibă un beneficiu. Ai sau coborât alte... iar la parter, domn Vasile, iar nu te lasă să vorbești. Da. Păi, bă, tată, asta este ultima problemă, cea mai mică. De la multitudinea de probleme care au apărut în dosarul așa e asta, cu interesul copilului. Deci e cea mai mică. Deci nu mai discutăm de ce spunea ta, acum spui de legislație, de adopție. Acum discutăm de penal, de un jaf. Ăsta e jaf, e tâlhărie, s-a întâmplat la ei, mă. Ți-a dat în cap, ți-a luat un copil și a plecat. Bine, ăsta nu este nici măcar furt. Când îl iei frumos, elegant și pleci. Ăsta a fost jaf la drumul mare, ca să știi. Asta e, ca să fac o comparație între două infracțiuni, furt și tâlhărie. Asta a fost tâlhărie la drumul mare, mă. Cu un sistem întreg în spate, ne-au dat în moale capului și au făcut ce au vrut ei. Despre asta discutăm. Nu mai punem acum în balanță că, eu știu, copilul avea dreptul de a decide și deja a rămas pantalon scurți asta. Du-te că ești la etajul 12, tată. Hai să facă pușcărie multă, nu unu, nici doi, nici trei. Trebuie să facă pușcărie, cred că cel puțin 10-15 bucăți din toate sferele. Dacă plec de la voi, de ce ASPC, vreo doi, mă duc la apel încă doi, mi-au și vrut doi avocați și ăia jos, de prin servicii încă vreo doi și de pe acolo, pe madama aia de la Coman. Aia... aș da la etajul 11 cu ea direct în beci, înțelegi tu? Pentru că asta merită, ei asta au făcut. Crezi copiii au fi vândut până la ora asta actuală? Au făcut, nu știu dacă au vândut sau n-au vândut. Ești prea dur în termeni, înțelegi? Dacă ar vinde, ar fi bine, vă, până la urmă. Să fim noi sănătoși, să nu se întâmple altele mai rele cu ei. DNA-ul sau despre Dicotul, asta de ce discutăm. Nu luăm nicio măsură? De ce nu s-a auto? Cine să ia măsuri, domne? DNA-ul sau stop! Dicotul. Că dacă mi-au termenul ăsta, mă ia capul pe mine încă o dată. Bine. Mai nou acum ați văzut că se zbat unii să facă DNA-ul pădurilor. DNA-ul copiilor, când îl faceți, mă? Eu am făcut și eu un material odată, chiar am spus, mai avem nevoie să facem DNA-ul Verzei de Bălești, DNA-ul Pepenului de Dăbuleni. Păi n-avem, bă, DNA, n-avem structuri, n-avem gărzi forestiere, n-avem poliție, n-avem ce ne trebuie, ci ca o să facem DNA-ul pădurilor. Niște manipulatori ordinari. Avem, mă, sistem, n-avem legi, ai altă poveste. Așa și cu adopțiile. Ai tot ce îți trebuie. Ce te ține mântul de față să faci dreptate? Bă, ești curat? Da. Ia las-o pe Iorga aia. Ia las-o, mă, să vedem unde ajunge. A, e deranj de ce? Deja a trecut femeia parter etajul 1-2 și riscă să dărâme tot piramidal. Păi știu. Și ce să vă fac eu? Ce să vă fac eu? Spuneți, dați-mi primire pe toată lumea dacă și gata. Dacă unul va scapă fi cine poate. Legat, toți vor vomita. Păi eu ce spun, mă? Deci, hai că veniți, veniți semnal. Nu, dar asta este adevărul. Da, domn Vasile, deci, așa este, așa este. Da, 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 da. Deci cel mai mic trebuia de la început arestat. Adică luat măsuri urgente. 24 de ore, garantez. Exact, eu am spus de la început, 30 de ore de... Vin la vorba lui domn Victor. Păi când Morjean nu contestă raportul. Când mie vii și îmi spui că am furat, dacă și când am furat, mă cer cu tine acolo. Și care măsură? Femeia trebuia cu... asaltată, legată de atunci, ai a dat mandat de arestare 30 de zile. Și i-al păra pe director, răspunde. Exact. Și atunci și directorul păra pe cutare. Și cutare pe cutare. Și uite caracatița asta, care a funcționat. Da, aici a fost sistemul. Mușuroiul de despre care discutam era destructurat. Exact. Dar ăsta este statul, băi. Ăsta este statul. Doamna Morjan n-a făcut singur, eu sunt ferm convins. Ăsta e statul nostru, da. Voi înțelegeți? Statul român, oameni buni, ăsta este. De care discutăm acum? Cum vrei să se dărâme el pe el? Zi-mi și mie. Că dacă încearcă unul singur, uite, să scoată cornițele, să-i împungă un pic, îi retează. Sau cel puțin încearcă. Cum reușesc? Prin letargia noastră. Noi stăm, dormim în pantofi, ne certăm în continuare. Și știi cine suferă? Copiii. Copiii care... la protecția copiilor au ajuns sclavi la unii asistenți maternali, ca să știți, oameni buni, sunt sclavi care își bat joc de ei, nu le dau mâncare. S-a exploatat și segmentul și exploatează în continuare că doamna Morjan nu a... nu ia măsuri. Dar ce să facă, tati a fost de multe ori la director să părască. Adică să-i spun realitatea și niciodată dacă ei nu se auto... Păi iau șpagă de aia, Adelina.
Păi dar cum poți? Eu trăiesc de pe urma copilului aluia. Cum să nu mă duc să văd ce face în teren? Să văd că copilul ăla mănâncă lobodă. Ba da, mergea în teren și îl găsea pe copil mâncând lobodă, de da, părintele maternal 5 milioane, îl băga în buzunar și pleca. Nu se deplasau, că era prea mult. Trebuie să se autosesizeze. Sunt părinți maternali care ia copii și au grijă de ei, din suflet o fac. Și sunt care o ia pentru bani. Pentru interese, chestia asta au exploatat-o gurile lor de foc permanent. Și pe voi v-au trecut ca pe niște cei care ați luat niște fete în adopție doar să faceți bani, că mureați de foame. Ei au exploatat toate cazurile din România ieșite cu părinți maternali care au făcut numai plotogării, că au fost și de-astea foarte multe. Înțelegi? Ei niciodată n-au știut să fie aplicați și, până la urmă, să și eliminăm chestiile astea. Pentru ce mă interesează bine asta? Păi, inteligenții României ar trebui să priceapă odată. Dacă vreau fetele pentru bani, nu adoptau pe Andreea, nu se chinuiau atât pentru Sorina. Și luau 3. Și luau 5, nu 3, că au voie și 7 copii și luau, se îmbogățeau. Sunt, sunt la Baia de Aramă oameni care au 4-5 copii. Câte 100 de euro de copil ca să ia câți mai mult copii, ca să ia bani. Sunt la Baia de Aramă oameni care au 5-6 copii. 4-5 copii. La capre, la oi, la fân, la vie, peste tot. Îi ia și muncesc. De exact, care își bat joc de ei. Păi părinții mei au fost, au muncit ei pentru copii și acum îi acuză că nu, domnule, da, iubit copilul ăla, l-ai ținut pentru bani. Din păi eu n-am avut la 5 îmbrățare de aur sau lănțișori. Copiii au avut telefon, nu aveam eu cât aveau ei. Am fost crescut mai bine decât copiii naturali. Nu, asta pot să o confirm și eu. Am văzut și camera lor și te-am zis, sunt foarte atent la amănunte. Să știți, foarte atent. Inclusiv pernile aveau una, poza lui Sorina, una lui Andreea. Bă, vă spun tot ce aveați în casă, în camera aia, că am reținut. Degeaba, și acum tabletele le-am văzut. Deci îmi dau seama imediat când este, ți-am zis, separatism. Sau că e ceva de fațadă. Nu mă putea spăcăli, domn Vasile, vreau să vă spun. Degeaba dacă dreptatea nu are putere. Da, doamne, trebuie să facem să aibă. Da. Trebuie să o facem să aibă. Eu cred că e un mod frumos de a trage o concluzie. Dreptatea nu are putere. Nu încerca să mă dezarmez. Eu nu mă las să știi. Chiar nu trebuie. Pe mine mă dezarmează oamenii atât. Dacă e să fie să mă convingă că tuturor le e bine și eu singurul prost care probabil cred că lor nu le e bine. Atunci, da, sănătate. Dar nu vedeți ce încearcă acum să facă? Să închidă oamenii în spitale să le ia copii. Poate mai pun mâna și pe vreo 2-3 copii de-ai noștri. Nu vreau să aud despre coviduț nimic. Am avut emisiune pe tema asta și o să mai fac una spunea viitoare. Păi nu e coviduțul, e parlamentul care vrea să facă asta. Fac cu capul, să știi, din punct de vedere. E un subiect mult mai amplu. Deci chiar le trebuie copii atâta timp să ajungă să ne ia. Hai să ne oprim. Hai să ne oprim, vă și spun de ce. Vreau să vă mai spun una. Mai spune, domnul Vasile, uimește-mă. Doamne, noi când am luat copiii ăștia, erau lipsiți de afecțiune. Erau, nu vă spun, sub orice critică. Deci noi, ca să știe toată lumea, noi am făcut o pomană. Și am făcut cu suflet. Domnule, ai văzut să cumperi pământ lui Sorina mai la Valea? Nu, l-am cumpărat. L-ați cumpărat. Au zis Căcărinii că dacă să-l trecem pe numele și lor. Și îl trece. Îl trecem pe numele Sorinei, dar cu să trecem ceva, să nu-l vândă până la 18 ani. Asta am aflat pe surse. Victor, tu mă crezi? Eu i-am anchetat un pic și pe ei, prin alții din Baia de Aramă, înțelegi tu? Și au fost și unii mai răutăcioși care băteau câmpii, dar când spun asta, am pus așa în cântar 90% din oameni, mi-au spus clar, au dreptate fără discuție și le-au făcut un tablou așa cum trebuie. De la alții am aflat că ei luaseră un pământ pentru fete. Da, am vorbit. Am rămas așa, sincer, spun impresionat. Băi, era atâta, mă, copilează mici. Ce, ei de acum, până la 18-19-20 ani. Eu și fratele meu am căzut de acord ca Andreea să rămână, că îi mai mică în casa părinților și Sorina peste drum, să-i construiască o casă acolo. Eu cu fratele meu avem fiecare. Deci, ce mai trebuia mai mult de atât? Că nu are un viitor. Și-au făcut case din ele 6 milioane. Din aia 6 milioane, da? Am înțeles. Și vreau să mai spunem că... Nici container nu cumpărați în banii. O să dovedim că familia Sherman nu este săracă și o să le arătăm, o să deschidem o firmă și să vadă că familia Sherman cât o duc de bine, ce vor să facă. Să faceți bine, știu. Oprește-te, nu spune că nu mai are farmec după aia când te-ai apucat de făcut. Lasă-mă, domn Vasile, cu asta. Pentru copiii mei, deci da, nu pentru înțeles, mine. Nu trebuie să-mi spui mie. Vreau să le dau o inițiativă ca să muncească și să câștige viitorul aici în România. Nu să ajungă slugi prin alte țări. Da, tati n-a fost niciodată de acord cu plecatul în altă țară. Adică suntem români, muncim la noi în țară. E problemă? Da. Ce nu e problemă, dar toată lumea se plece. Uitați ce se întâmplă în Germania, la abatoare. Sute de oameni îmbolnăviți. Adelina, spuneai de oameni adineauri. Păi băi, nene, prima strategie a lor a fost de îndobitocire a populației, știam, le-a ieșit în mare parte. După aia sclavagismul modern, resursa umană pleacă afară, rămân acasă cei ambițioși, dar răspund sigur.
că îi convertești și pe aia sau îi dezarmează. Eu îmi doresc din suflet, se uită domn Victor Dumitrică la mine. Ai acum zis că nu vrei să politizezi emisiunea. Nu politizez deloc chiar. Dacă nu persistăm și dacă nu facem un front comun, până la urmă, să ne regăsim unul cu altul când sunt cazuri de genul ăsta singulare, dacă creează precedente foarte periculoase, să ții minte ce spun, că România nu are surse de izbândă, eu vă spun. Și eu nu încerc, dar îți repet încă o dată. Încercarea asta știi cum are o limită, până la urmă te abdici, te vezi dracu de treaba ta. Dar e greu, e foarte greu. Eu am văzut multe cazuri singulare, par ele, știi, în esență. Zici, bă, ce, problema lui ăla la Baia de Aramă. Sau, bă, ce, un doctor. Problema lui doctor, problema lui profesor. Bă, dacă nu ești tu lângă ăla și doctorul lângă profesor și profesorul lângă mecanic și așa mai exact. Departe și lângă miner ăla, da, hidro și la... Tu înțelegi că aici noi nu funcționăm. Bă, noi nu funcționăm la parametre, nu funcționăm deloc. Oamenii nu se gândesc. Și de aia ne câștigă ei permanent și ne joacă pe cap de ne strivesc cu... Oamenii nu se gândesc cu dreptatea că suntem noi în situația asta, dar mâine o să fie ei. Dar aici discutăm de lege, de practică. Dacă erau mai mulți... Bă, oameni, trebuie eliminată practica. Despre asta, ca să concluzionăm că suntem la final de emisiune, vorba aia. Asta e practica pe care se lucrează, indiferent de adopții, Sorina, de retrocedări, de ce vreți voi, de drepturi, de litigii, de drepturi salariale, de orice abuz vi se întâmplă în țara asta, ajungeți în fața unui complet de judecat. Acolo vedeți voi ce pățiți fiecare și ce va sta la baza acelui dosar și acelei sentințe. Despre asta discutăm. Strict. Că și voi o să aveți probabil... Ferească că nu aveți probleme de genul, dar aveți cu siguranță că asta e plină România și voi o să aveți probabil un avocat, tot cum e Dumitrică, o să vină cu temele făcute, o să le dea sub nas și eu o să zică exact ce vă spuneam. Apa nu e apă, că e cola și cola nu e cola, că e bere. Deci că așa vrea el, că lasă legea, mă, să facă treaba asta. Să facă abuzuri. Noi sperăm să se facă dreptate. Și eu îmi doresc din suflet că dacă nu cu mai... Cu ajutorul lui domnul avocat, sperăm să ajungem să se facă dreptate. Domnul Dumitrică, credeți că eu aș fi perseverat atunci atâta, dacă credeam că nu putem să rezolvăm acest caz, crede-mă acum, sincer. Este un om mare, de mare valoare pentru toată lumea, pentru Baia de Aramă și pentru noi toți. Nu. Deci un om care are suflet. A pus suflet la așa ceva. Ceva. O faci cu un crez, ai un crez. Asta vreau să spun, eu nu știu dacă ai fi rămas atunci, dar mă cer, n-ai fi rămas acum. Da, fără dacă discuție. N-ai fi crezut, nu? Da, nu. Eu am crezut permanent. Bă, refuz să cred în s-au continuare. S-au triat, oamenii. Deci puțini plecat, avocați care pun suflet la un caz. Sunt alte cazuri și alte situații în România poate. Asta și până la urmă vezi, înțeleg și oamenii de ce pică în bula de confort fiecare și rămâne acolo. Dar, nu știu, în speța asta, eu de la bun început, chiar la un dat crezut că am câștigat o bătălie sinceră, spun atunci când i-a luat pașaportul, eu am zis gata frate, i-a prins. Bă, câștigasem în procesul la tribunalul Mehedin. Exact, eu am crezut că i-a prins în colț acum, zic. Ăla fugise, nu mai știu care dintre soți, fugise prin SUA, zic, e clar, zic, gata, îți luați. Băi, și totuși ai văzut ce putere au avut, țac, pașaport înapoi. Știți cine a vrut? Nimeni n-a vrut să aprofundeze falsurile la vremea. Bă, omule, băi, Victorie, ești de atâta timp în sistem. Eu dacă eram procuror de caz, stop, și dacă am dădea voie justiția asta, ordinară, legile. Domnule. Pe loc, expertiză. Falsuri. Este o mafie, da. Ascultați. Stop, tata, anchetă penală. Eu am constatat cu domnul avocat că este o mafie la Craiova care nu poate distruge nimeni. Cui spui tu treaba asta? Care nu poate distruge nimeni. De Craiova pomeni de țara de noi, ce ai? Mă, la Craiova dacă a prins o brichetă și un volaș așa pe geam, bubuie, nu mai rămâne o țiglă pe coperișul ăla. Ce pățești? Deci nu vă dați seama? Noi am scris câtă istorie. Câtă putere are avocatul Belulescu. Dole, ca să vii, să fii de față putere, la o perichiziție, să ridici un copil. Vă dați seama? Deci câtă putere a putut să aibă. Deci procuroarea să-l înștiințeze, să fie de față, să ridice față, să fugă cu fata. Deci vă dați cu seama? Puțin noroc, cu puțin noroc. O să vezi așa, știi cum, exact cum spuneam, piramidal. Plecați și am capul după altul. Poc, 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 poc. Greu. E foarte greu. Depinde. Nu cred că cineva va putea să mai distrugă știu câte una mafia alta. Din mm-hmm. acest sistem. Da, că au zis mulți așa. Mafia din au zis protecția mulți așa, copilului. Încă o dată. Nu știu dacă știți, încă două cazuri la Craiova, tot din cauza la protecția copilului, s-au spânzurat. Știu. O fetiță de 14 ani și un băiat de 11 ani, că tot la fel l-au luat, l-au sustras de la familia respectivă, la asistentul maternal. Niciodată nu o să dispară mafia din permise. Mafia din protecția copilului, niciodată. Uite, dau și eu acum un mesaj că suntem la final de drum. Da. Acești corupți, acești zei care se văd berulești, da. Ce sunt ei pe acolo, pițuri și așa mai departe, niciodată să nu spună niciodată. Bine? Încă o dată, un sistem se poate lipsi oricând de un pinion, oricum ruginit, uzat, exploatat de-a lungul timpului, fără credibilitate în acest moment
că nu mai are credibilitate și știu și ei că pișcă pe cuie. Polii de forță se mai învârt, se mai schimbă și mai trebuie sacrificați și tot felul de, nu fac acum referire la ei, tot felul de jeguri umane, înțelegi, care lucrează de-a lungul timpului pentru sistem. Deci nu te gândi că sunt dumnezeii pe pământ. Odată și odată, sau odată e ca niciodată, te aruncă ăștia jos din căruță și te spargi. Și frumos la bătrânețe să stai la vreo 60-70 de ani așa la pușcărie, să stai, să-ți iasă pe ochi și să ieși de acolo când ți-o spune Ivan. Scoate-l, bă, și pe ăla sau pe aia. Ai înțeles? La asta trebuie să mai gândească și ei. Exact. Dumnezeu nu va dormi. Dumnezeu va răsplăti pe fiecare ce a făcut. Ascultați-mă. Dumnezeu e preocupat și el și de alte probleme. Uite, Dumnezeu va face în așa mor fel. Mor copii de sete prin Africa, câte 200-300 pe zi. Mor la noi, înțelegi, până la COVID-uri și la noi au început să moară de foame. Ascultați-mă. Dar... sunt copii săraci care n-au unem. Eu nu am încredere în sistem, în justiție, spun. Sincer, am încredere în oameni care sunt de bine mai în justiție. Sunt, dar foarte puțini. Foarte puțini care... ți-a plăcut unul asta, la un milion. Îți mulțumesc. Vă mulțumesc încă o dată și sper să ne reauzim la următoarea emisiune și cu trofeul pe masă, cum aș spune eu, adică cu mandatele de arestare pentru acele personaje, primele de altfel, care își merită soarta și sau trebuie să ducă... să înceapă urmărirea penală. Ne-am bucurat nu foarte mult. Cu urmărirea penală e începută. A început urmărirea penală, despre ce discutăm? E urmărirea să-i trimite măcar în judecată, nu să vadă... Nu se trimite în judecată, acel rechizitor nu se poate închide doar cu un inspector de caz, că nu sunt prost să te cred. Acel rechizitor când mi-l închide să aibă 50 de pagini cel puțin și să fie cel puțin 10 băgați la beci. Că n-a făcut Morjean, gutuia aia care o știu și am văzut-o și eu, aia nu este stai că stradă cu calcă prima mașină, mă lași, aia a fost susținută încă o dată de următorul și de următorul și de următorul și hai, urcați mai sus și mai sus, până s-o opri la unul dintre ei. Eu cred că dacă cineva va lua măsuri cu doamna Morjean, ea va trebuia să va răspunde în fața judecăți. Ea va da în gât. Eu știu mai multe decât crezi tu și ți-am dat un singur indiciu ție și avocatului înainte de emisiune. Sunt și alte lucruri la mijloc, sunt și alte chestii interesante care o să le vedeți și o să aibă o surpriză copii cât de curând. Să știți că foarte mulți copii suferă din cauza acestei femei. Eu am zis copii acum la mijloc. Aceste femei lui doamna Morjean. Sunt copii schingiuiți și maltratați din cauza acestei femei care nu ia nicio măsură, ca să știe toată lumea. Din cauza acestei femei și familia și-a rămas suferă. Această femeie venea în fiecare zi la noi, aproape în casă, și vedea că Sorina este bine întreținută, că Sorina o duce bine, nu cum spuneau că e subnutrită, care giardia, care nu știu ce. Ea putea să, trebuia să declare toate aceste abuzuri la șefii ei. Doamna Vasile are o naturalețe, spun la dor. Îți spun sincer, el este... pă, țăranul ăla pur sânge, fratele meu. Oameni buni, vă spun un lucru. Inițial puteam să facem emisiunea altfel. Eu cu Dumitri, că țineam ritmul, alți taiful, luam și pe Adelina, nu. Eu insist tot timpul, poftim, ia loc, și ăla, și ăla, și ăla. De ce? Asta înseamnă face o emisiune natural, 100%, nepremeditată. N-am nici măcar o întrebare aici pe foaia asta. Am doar numărul de dosar de la alta curte. Pe telefon e emisiunea. Asta să înseamnă dreptate. Să faci o emisiune deschisă, transparentă și tu cu ei de vorbă în emisiune 10 minute. 10 minute, că au fost de-au mâncat, au venit chiar întârziau, mă, și enervam pe aici. Deci asta înseamnă dacă vrei să transmiți ceva concret, curat, necosmetizat, nenimic. E, uite, asta este. Cu bune, cu rele, cu stângăcel, cu bâlbe, cu cum o fi. Dar asta este, de fapt, adevărul, încă o dată, necosmetizat. Și eu nu mă pierd în amănunte, rămân acolo, focusat pe un singur lucru. Am un procuror, a găsit niște falsuri ordinare, falsurile au stat la baza unei hotărâri judecătorești, totodată acea adopție a stat la baza unui scandal național de anvergură. E, hai să văd sistemule tu acum, cum îți repare această greșeală și cui faci nota de plată. Atât aștept eu, Ivan. Eu nu aștept nimic altceva. Ca om implicat direct din prima secundă în acest caz, aștept să văd nota de plată. Bun? Nu procurorii de la SIJ, Doamne ferește! Nu. Procurorului celălalt și tuturor celor implicați în această plotogărie. E probată, nu mai aveți ce contesta, hai, faceți-vă treaba. O seară bună vă doresc tuturor și ne reauzim cât de curând, sper. La revedere, domnul avocat, și putere de muncă. Să nu te lași dezarmat. Eu tot timpul, să știi, când mă supăr, zic gata, nu mai fac, plec chiar, mă duc liniștit, stau la Viena, ce stai să mă nervi pe aici. Dar nu, mă mint singur, știi că nu pot. Și rămân pe baricade. Adelina și ție, ce să-ți mai spun, nu te mai certa cu toți trolii, cu toți purecliții, că ăia funcționează pe bani, tu vorbești pe resursa ta, bine? Și ei nu e egală bătălia asta, știi? Cum spun?
Iar, domn Vasile, dumneavoastră să știți că rămâne simpatia mea. Înțelegi? Vreau să mulțumesc pe această cale lui domnul avocat, că nu a cedat și că merge și ne ajută în continuare, susține până la capăt, până cu toate că s-au pus presiuni foarte mari. Sunt convins. Pe domnul avocat, dar... Și nu și tot. Și nu a renunțat până acum și nu cred că va renunța până nu va face dreptate. Da. Și este un om de mare valoare, va rămâne... Gata, că nu suntem la publicitate acum, să știi. Da. Mulțumim. Vă mulțumim tuturor. Din suflet. O seară bună, am încheiat emisiunea așa zâmbind, fiindcă chiar dacă zâmbetul e amar, dreptul la speranță îl avem oricare dintre noi. Și îmi doresc ca adevărul, până la urmă, să învingă și să avem un deznodământ, așa cum am dorit cu toții în acest caz, să vedem dacă se poate chiar și copii la acasă. O seară bună tuturor și numai de bine. Au făcut șocuri subterane ca să-și atingă scopurile. Noi suntem organizați acum și trebuie să facem treabă. Numai ce câștigasem așa ceva. Nu ne vin niciun fel de treabă. Noi lucrăm în colaborare cu PSD în continuare. Au gestionat banii publici după bunul plac. Banii sunt în cont. Un fel de casino așa în care toată lumea pune piesă, dar nimeni n-are bani. Au încercat să intimideze justiția. Nu sunt probleme majore. Au vrut să ascundă adevărul și să controleze presa. Din motivul că, în primul rând, presa tot era cu întrebări. Să vină să întâlnească și cu mine. Au fugit de răspundere. A venit primăvara. Cred că a confundat, nu-i vorba despre mine. Oamenii au dreptul să știe adevărul. Nu discutăm ce a fost, am comentat. Repet, m-a confundat, nu-i vorba despre mine. Aici, sabotorii Gorjului. Aici este multe lucruri noi, nu poți să faci așa, că ajungi așa, nu? Aici, sabotorii Gorjului.